on in my bed set. Maybe cause I'm ready to go. I'ma take the hardest bet. Then I'm never letting you go. She's a rider. Baby, can I be a provider? Carolina. Got the dripping on your body with designer. Dacă nu mă aud ca lumea acum, Marea Jana, arunc și căștile astea din, de pe cap. Ia spuneți, s-aude bine acolo? Stați așa să-mi dau și eu drumul la... Ia să vedem. Test, test, test. Cum s-aude, băieți? Deci ne-am făcut test, numai cât am băgat căștile și... Sănătate. Salut, Pacman, salut! Super, Larissa, Toxix, Jebel, Janel, salut, Matingu, salut, Rares, General, salut, mă aud bine, da? Ia să fac și eu un test aici, Rares, a, păi bine, mă, acum mă, nu mai, cărei nu mai face nimic, doar că au potențiometrul ăsta, o
chestiune aici așa. Bă, am primit service-ul. Bine, l-am primit de vreo 3 zile, l-am primit, dar voi nu știți de el pentru că n-am mai intrat, n-am mai avut timp. Cauți mecanici. Bă, intrați pe server și angajăm, pentru că eu sunt singurel. Dar să-mi trimit și eu un pic bolidul ăsta pe aici așa. Așa. Să mi-l pun eu aici așa în garajul meu. Dar nu mai am chei, nu știu ce am dracu am făcut. Dar îi dăm și noi un. Unde e asta? Aoleu. Bă, până să intru până să dau drumul la live. Am plecat cu mașina mea pe stradă și am făcut o prostie. Am trecut fraților pe roșu. Ca să vedeți nenorocirea care o făcusem. M-a urmărit poliția, bă. Și am avut norocul meu a fost că am intrat printr-un tunel. Și am scăpat cu ei. De ei, pardon. Așa că nu știu unde mai bag mașinile astea, mă. Aici pe undeva trebuie să fie ceva. A, da-i dau așa, mă. Da-i dăm așa frumos. Trebuie să mă sunt ca o ținut, dacă n-am mai avut timp. Bă, și n-am reglat modul meu. N-am reglat modul meu deloc. O, Marian de Cămă, mamă, ia uite, ce mai fac, mă, băiat, ai luat permisul? Ultima oară când am vorbit, trebuia să iei permisul, parcă. Mă trăși pe Dragoș, salut, Dragoșule. Bă, dar nu mai am cheile, mă, le-am băgat cheile în mașina cealaltă. Aveam foarte multe chei, nu înțeleg chestia de ce când scos mașinile de gang, din garajul de gang, îți rămân pe tine. Aici i-am dat un bușai. L-am luat de aproape 3 ani. L-ai luat până la urmă? Bravo. Bă, nu știu dacă mașina asta e dată în urmărire, dar eu o să merg, vreau să-mi iau ceva. Garajul nu e deschis încă, eu îl închid. Trebuie să-mi închid toate porțile. Așa. Nu lăsăm pe nimeni să vină aici. Așa. Acum pot să mă laud că am luat la 18 ani. Bravo! E număr, mi-am pus, bă, gang 6666. Era mașina ta de pensie în România? Păi nu, mașina asta o aveam și eu. Și aveam și RS-ul. Bă, sper că nu mă mai buzi. Stai să mănânc și eu o leacă. Da, de ce nu mai... Stai că iar mi-am dat randarea la maxim. Eu în afara life-ului, eu mă joc altfel. Totul bine. Calben de gras. Mă, dar de ce mă enervează pe mine, frate, modurile astea? Nu mai știu nici să bag modurile cum trebuie, mă. Dacă îl dau mai mic, nu o stau cu 2000. Nu știu de la ce îmi pleznește așa, mă. Asta e de la mine, nu e de la server. Uu, ce e aici? Dar cred că o să trebuiască să mă duc să-mi dau un restart. Dai texturi budget mai la... Budget la maxim? Care texturi budget? Că eu le joc cu ultra toate ce există. Hai să ne uităm și ce ales băiatul ăsta. Texturi... la maxim? Ia să vedem. Ia uite, mă, că băiatul nu-i... Brav! Păi stai, că înseamnă că pot să-mi dau și randarea mai mare, stai așa.
Că dacă vă uitați la mine aici la placa mea video din 24.000 de giga RAM cât are ea, mi-mi consumă 7.000. Atunci pot să mă duc cu renderul până în 3.000. Măcar văd eu. Asta e că am dat rezoluția. Nu rezoluția. Renderul vreau. Rezoluția o lăsăm așa pentru voi. Aici pot să mă duc până în 3.000, aproape 4.000. Măcar văd eu clar, nu vedeți voi clar. Altă viață. Așa, uite că m-a scăpat băiatul și nu mai dau nici restart. Bă, polițiștii ăștia. Dar uite când îi dau randarea maximă, mai mare, nu mai îmi deschide inventarul și trebuie să dau mai mic. Deci eu trebuie să mă joc cu randarea până îmi deschide mie inventarul corect. E lag rău de tot. Lag. Ia să vedem. Uite, nici acum nu merge. Ai lag la web? Nu cred că am lag la web. Nu, ce se pare? Ia. Nu, merge ok. Dar nu-mi deschid inventarul. Stai să-l mai secoleac. Inervant când trebuie să dai renderul mai mic. Nu e nici de la live, pentru că mie îmi stă procesorul 1.5 în 60 FPS-uri, nici măcar nu-l solicit. Render. Hai să-l văd acum. Deci mie nu-mi deschide inventarul, mă, deloc. Și cu cât îi dau renderul mai mic, cu atât se vede mai prost la mine. Dă-i vă sincov la setări. Hai să încercăm 6. Unde era? Vă sincov. Off. Nu mi-l deschid. Ce dracu are la curmă? Are tobă, bă. Hai că mă duc până la mine acasă, acolo la garaj. O las în garaj. Îi dau un restart, că nu-mi place cum merge deloc. Păi, sub by Verico. Deci nu-mi deschide. Tab ar trebui. Nu-ți merge să te conectezi pe server? Nu știu care sunt problemele. Chiar nu știu. Ia. Deci e închis. Da, să-mi dau renderul să-mi citească jocul din prima cu ce rezoluții, cu grafica care vreau eu. Așa. Acum o să dăm un quit. Dar nici quit nu pot să scriu cu ai. Ba da. Așa. Ia să vedem acum. Dacă nu-ți merge, trebuie să duci pe Discord, pe acolo, pe la băieți. Am zis că se mai plângeau mai mulți, unii spuneau că nu poate să conecteze și trebuie să dai un connect IP, nu știu ce, habar nu am. Eu știam chestiile astea, dacă nu-ți merge. Canalul, așa. Mă, așa, e bine acum. Câți herți ai la monitor? La ăsta am 144, am. Dar e ultra-wide ăsta. E un MSI Optics MPG 341 KQR. E Curved Gaming Monitor. El e foarte frumos, e foarte bun, frumos, vezi, claritate, dar nu...
nu recomand mai mult de 2-3 ore, că te spargi la ochi. Mi se mișcă web-ul, s-a cadat. Hai să vedem și cu web-ul ăsta ce dracu se întâmplă la ăsta. Ia să vedem. AverMedia. Ia să-l vedem pe ăsta la altă. Tata așa, că am schimbat pe altă lentilă, că asta e cu două lentile. Îl lăsăm așa web-ul, PPV, nu știu ce am setat acolo, vedem imediat. Se verifică dacă sunt banat. Really? Salut Norbert, activează-ți puțin FPS-urile să vezi câte ai. Păi pe server la băieți aici mai mult de 65-70 nu urc. Nu vreau să critic serverul, dar nu-i prea bine optimizat. Știți că eu când spun ceva, spun ceva. În anumite locații ai urci la 100 de FPS-uri, dar după aia caz. Gen pe lângă poliții, pe lângă fleca, pe acolo am văzut, eu m-am testat eu așa să văd eu cam pe unde are. Stați să mă uit și eu pe Discord Play să văd și eu cum e cu conectarea asta la ei. Că eu nu știu, știu că au probleme ăștia de la 5M cu KFX-ul mamelor. Cu licențele și cu alea. Stați să iau și eu un IP de pe aici, de pe Discord la băiesc și eu pe aici. Uite, care vrea să intre, încercați IP-ul ăsta așa, connect și intrați acolo. Cum fac eu acum așa, connect, zap. Sperăm că nu ne lasă. Că ne lasă, dar uite că nu ne lasă. Care e Discord-ul serverului? Nu l-am în descriere pentru că nu promovez serverul, pur și simplu mă joc. Dar o să vă ajut, se cheamă Urban City România, se cheamă. Și dacă intrați pe server, mi se pare că aveți acolo niște binduri unde puteți da click și vă redicționează direct pe ăla. Așa. Dar nu ne mai putem juca, mă? Ai încercat FPlate? Nu mă joc pe FPlate, nu-mi place. Să mai mișcă web acum, Raul? Sau care spunea? Nu mai știu cine spunea. Zicea cineva pe acolo. Da, cred că nu ne mai putem juca 5M. Fă mi se pare că e server de, de farmat. Mă, serverul în sine e frumos. E frumos. De ce să-l critic pe Cara și pe Carlito? Au lucrat, dar în schimb au lăsat oameni care conduc serverul în sine, înțelegi? Adică vrei să-ți faci ceva, nu poți decât dacă depinzi de cineva. Sunt momente și chestii care poți să lucrezi, să-ți faci bani cu un grupuleț de-al tău, fără să te duci la o mafie, să-ți faci aia, să fii sclav și așa mai departe. Dacă te duci mintea. Nu se mai mișcă stacada. Da, eram pe lentila cealaltă de 4K și nu e ok să folosești aia de 4K în stream life-uri. Dar nu ne mai putem juca. Păi și ce facem, fraților? Cine mai jucăm noi în seara asta? Pac-Man, ești pe aici? Dar ce s-a semnă? Permite cadouri? Ce traci? Ah, uite, permite cadourile pe acest canal, alegeți? Hai mă că o activez, poate vreți să vă dați membri. Mai jucăm 5M mâine, da. Păi nu cred că mai jucăm 5M, cred că dacă nu o să mă joc altceva, dar ce să mă joc? Că n-am nimic. Mai jos de isle. Băi, Cristian, chiar în seara asta mă uitam la un clip la cineva unde se juca cu crocotilul, dar am văzut că au făcut mai multe chestii, mă, pe de isle și nu mi l-am mai instalat. O să-l mi instalez și eu. Deci omuleț bun, nu cred că putem să ne mai jucăm 5M astă seară. Forza Horizon, nu l-am, Mariane, nu l-am. Chiar nu l-am. Am avut prin cur, Marine. Nazavi, să dea draci în Nutella albă de la Tesco. Am fost săptămâna trecută în Anglia, am gustat-o, acum mai vreau și nu mai am de unde. S-a plăcut, eh?
Încearcă să ștergi data din fișierele familiei. Nu e adevărat, Raul, și pe serverul nostru care îl avem noi, care îl știți din mult, am intrat să fac ceva pe el, că n-aveam unde. Și de tot așa erau probleme. Acum depinde de licență care o am. Smoke, salut Smoke. Bă, dacă nu merge la băieții ăștia, o să mă joc pe server la mine un pic, să fac ceva, să mișcăm. Și când o să meargă ăsta, după aia intrăm dincolo. Dar nu o să vă arăt IP-ul, că nu vreau să intrați pe server acolo să descoperiți ce fac eu pe acolo. Uite că și-au pus băieții și connect-ul aici. Nu e de la serverul lor, e de la altcineva. E să când mai joci. Băi, Bogdan, nu știu când o să o mai joc. Ai încercat Redem Roleplay? Băi, n-am încercat Redem Roleplay. Chiar mă gândeam să... Am vorbit cu Marian, nu știu când, acum câteva săptămâni, să dăm drumul la un server de Redem și de 5M. Dar eu la capitolul 5M, la Redem, eu nu știu cum să fac roleplay. Adică eu n-am făcut niciodată roleplay pe Red Dead Redemption. Pe 5M știu, asta nu e problemă, dar... La 5M, la Red Dead Redemption te plimbi cu calul ăla, nu știu, și mai ales că dacă e mapa aia imensă, huge, cam nașpa. Lasă să-mi iau și eu IP-ul de aici. O să deschidă FPT-ul server și acolo, dar nu mă interesează, mă, ce face FPT-ul. Pentru mine FPT-ul e exact ca și cum e vecinul de lângă. Nu credeți că acum când aud FPT, vezi, Doamne, îmi crește părul de pe față sau de pe cap, mă excit tot, mă termin, mă am erecții, am de alea. Pur și simplu e un server care mie nu-mi place. Dacă vă place, e problema asta. Nu sunt aici ca să critic serveri, nu, pur și simplu nu-mi place mie. Am și spus odată de ce. Este, frate, acolo o mafie care pur și simplu trăiește de 4-5 ani de zile și ei nu mor niciodată, dar alții mor. Mă înțelegeți? Adică nu-i fair play-ul ăla pentru orice organizație. Dacă eu, de exemplu, mă să cumpăr o mafie de acolo, da? Eu trebuie să cânt ca cei vechi, înțelegeți voi? Eu trebuie să mă duc să cânt ca musculosul, nu dau nume. Pentru că ăla o să-l deschidă bestial. Ah, uite și bestial, dacă tu te-ai adus... Ai adus vorba despre băiatul ăla. El e un băiat nota 10. Mie îmi place cum joacă face 5M, roleplay pe 5M. Dar eu nu am văzut niciun roleplay la băiatul ăla niciodată. Și credeți-mă că m-am uitat și pe canalul lui și pe vechiul canal și pe unii s-au mai jucat el. Am încercat să caut roleplay-ul unde el e pus în situații în care el moare, merlește. Niciodată n-am văzut. Ok, frate, am înțeles, ești admin, ești aia. Dar la un moment dat trebuie să crăp ceva. Trebuie să faci ceva. Dar el în schimb omoară pe alții și asta nu mi se pare corect. Și am auzit multe discuții, multe chestii. Na, mă rog. Simulatorul pentru ultă să îl mai ai, le-am. Dar nu sunt montate. Haide bă Mări, ne dăm și mie drumul la serverul ăla. Eu te-aș pe Valentina, ce fac Valentina? O să vă pun un pic blur-ul pentru că nu vreau să vedeți voi IP-ul serverului meu. Nu vreau să intrați acolo. Pentru că la noi sunt chestii șmachere. Nu vreau. Nu că fac reclamă, dar nu am nicio tangență cu nimeni. E munca lui Mărin. Planurile noastre. Când nu merge ceva, intru și mă joc pe altceva. Dar să mă anunțați și unii că merge serverul la băieți. Să stea în gât beutorul de bere. Nu știu, la capitolul Red Dead Redemption m-aș băga. Eu nici nu știu dacă l-am instalat pe calculator.
Nu mă las să intru, Mărin, îmi dă la fel cu căfăixul, măs. Ce spuneam, că nu-i de la... A, dacă n-a pornit, ok. La ce servere sunt de... Ce servere sunt băieți de Red Dead Redemption din România? Cine au serverii? Mă, ești bun lav, mă? Stai nebun, 5e, mă? Eu l-am terminat și am jucat și multiplayer, bravo! Dacă n-am înțeles ce avea Perico Sergio. Server de Red Dead Redemption care se numea Service Motorsport AMG Garage, Perico avea 1. Nu cred că... Ah, nu am înțeles greșit. Prima oară era doar Walsia, care era lui Besiaj, după s-a făcut West Valley Repus și cred că mai există serverul ăla. Aha. Băi, nu merge, mă, nici asta. Ce draci are, mă? Băi, dacă nu nici cam un Red Dead Redemption, faci live pe Twizavi? Nu fac. Făceam pe Facebook, dar nu... N-am mai făcut pentru că m-am enervat că mi-au închis aia. Am scos toate clipurile. Nu merge, Mărin, nici asta, nu știu, tot de la KFX. Dă-l dracu să le ia atunci dacă nu pornești. Lasă să mă uit să văd dacă eu am Red Dead Redemption, nu? Un minut? Hai, aștept. O să mai joci pe antisocial? Eu n-am văzut serverul ăla online, am vrut să intru. Facea update la placa de bază, au și eu, doamne. Update la baza de date și de aia nu mergea să intru pe server? Așa. Bă, cum e în România, mă, la voi, mai citi tope, ești de cald, frate, deci mori de cald. E ceasul 8 și ceva, dracu, și-l nădușa la afară. Ia să vedem noi. Patreon. E 20 euro că trebuie să iei online, nu tot jocul. Destiny 2 nu-mi place, Marian. La noi 40 de grade lejer. Am văzut prin România, bă, că dau ăștia foc la parcele, mă, să ia foc, și prin Anglia, pe aici, nu știu, o nebunii lumea asta, mă. Tăcănii lume. Face și noi 50 de bastârci acolo de like-uri, n-avem și noi 50 de like-uri. Mă, împuțiților care sunteți. Și în România e cald. Da, mă, nebunii lumea, mă, nebunii lumea. În Bacău la tine e ok? Au tăiat pădurile, dar și din cauza asta sunt și incendii. Băi, am auzit că vor ăștia să ne chemi în armată, fraților. Eu cred că îmi fac un certificat de deces, că nu... Nu ține. Unde isle când mai încerci? Păi dacă stați cu mine, eu îl instalez. Eu chiar am vrut să mă joc unde isle în seara asta. Stați să mă dau și o leacă cu dealatul, cu BMW-ul meu, că aveam chef să mă plimb o leacă, să fug de poliție. Să faci un pic de acțiune, dar uite că dacă e să nu putem face, să ne jucăm, n-am ce face. Și zic că să intru un pic pe server la noi.
La ce armată avem noi? Mai bine mă predau la ruși. Băi, eu am... Eu am livretul militar activ, înțelegeți, bă? Eu chiar îl am. Dar de ce nu se vede my game? Eu am livretul militar și sunt destul de activ, adică mă pot lua nenorociți. Dar și mie cheia, mă, Vaco. A, mi-a lăsat. Nu, mi-a lăsat nici ok, bulangiu, dracule. Lasă, că o sparg. Dacă tu nu vrei să mi-o dai. Bă, da, ce rapid, frate, face ăsta. Da, ce o țâră. Las că aici e cu spartul, cu draci, cu naci, cu... Deci până spargi ceva mașina asta, frate, să prinzi, ai trebuie să ai noroc, că dacă prinzi circulețul ăla și faci ca toți draci. Gata. Hai să ne jucăm o leacă. Dă-te, mamai. Bulan joi ca dracului, n-a vrut să o jefuiesc. Ia să vedem pe ăsta, îl putem jefui. No way. Nu vrea. Da, acum am oprit și eu cu mașina și vă pun să puteți să-mi puneți întrebări pe care vreți voi. Am vrut să mă joc un pic cu poliția în seara asta, să râdim de ei, să ne distrăm, să râdim, să facem un pic de roleplay. Dar uite că eu nu folosesc cheiță de aia și n-am treabă. Uite mașina la Mr. Bean, mă. Pe Discord de ce nu mai intrăm la vorbă? Dar poți să intri cu oricine, vale. Oricine poate să intre la vorbă. Gagici, fetiți, băieței. Hai, Marine, ținem de urât. Hai să mergem să facem niște leniuțe. Ce jocuri avea să mai joc pe viitor? Aștept și eu GTA 6-le, da. Uite că nu mai apare dat. Nu mai apare GTA 6 de dată. Care vrea să mă joc și eu GTA 6. Vreau să mă duc undeva, dar nu mai știu unde e locația aia. Dam. Nu mai știu pe unde. Ai urcă-te cu mine aici, au. Xavier, ți-am zis, eu nu stau dacă e să joci de isle, cam chef să mă uit la el cum m-am uitat din nou la life-urile tale din trecut. Dar n-ar vrea să te joci singur, mă. Bă, dar ce mi-a pus ăsta aici la shop-ul ăsta? Bârâi casca asta, dar nu știu de ce îmi bârâi mie casca asta. Hai!
Ori mașină, dragi, loci, păței. Nu-mi trebuie nimic, frate. Bă, tare îmi place să mă dau cu ăsta, bă. Bă, uite, a venit și nebunul cu Honda lui. Cu Nissan-ul lui. O să avem niște chestii faine în plan dacă vreau să-i dau drumul. Dar nu știu, vedem. Nu mai zic nimic, că e mai bine să tăcem și să facem. Stai mă că te bași pe mine. Marine, hai să mergem subteran acolo, mă. Hai să facem parcurul ăla. Ce-ai făcut, mă? Hai că te duc în parcare la... Astea sunt mașini de drifturi, ca să înțelegeți voi. Nu sunt mașini legale, cu asta nu se puteți merge pe stradă, pentru că dacă o să le voi vadă poliția vreodată, o să vi le ia. Vi le confiscă, nu vi le clonfliscă. Astea o să mergeți cu ele cu niște chestii anume. Salonea Dani, uite, mă uitam acum la numele lui și nu vedeam. Am avut probleme cu contul lui Larisa, cu... Nu-i vedeam numele. O să facem concursuri de asta, de îndemânare, de chestii, nebunii. Să te învârți așa cu ele, cum... Că și chestiile astea sunt greu de făcut, nu sunt așa de ușor. Eu îmi rup butonașele pe aici pe tastatură. Sper să nu se audă tastatura mea cum le... Aici e bine cei care au controlul de acasă. Se dă cu el frumos. Ursulez, da, pau. Hai să ne jucăm pe dijaloanele astea, să vedem, le dăm jos. Bă, Marine, hai să mergem acolo, vino aici și să mă duci și pe mine sus. Ce să zic, Darius, nu zic nimic, am încercat să mă joc pe server la băieții aia. Nu merge 5M-ul. Nu mă joc pe server la mine. Unde? Am zis să facem și noi o caterincă. Vreau să angajez și eu niște băieți în seara asta. La B.
Nu dau nume Zen, ăsta este serverul care aveam noi în plan să-l deschidem. Și poate să vă facem o surpriză, dar nu știu când, nu promit nimic. La B. Where is the fucking B? Ah, aici. Dar never say never, știți cum e. Da, mașinile astea de genul ăsta o să le aveți. Dar nu aveți voie să mergeți cu ele pe stradă, gen cum merg eu acum, pentru că dacă o să vă prindă poliția, e vai și amar de fundulețul vostru și de mașința voastră. Ce mașinile astea vi le faceți. Pur și simplu le faceți, gen îți cumperi un urs, da, din garaj, din shop-uri. Și componentele pentru ea, gen spoiler, roți, suspensii, ambreiaj, dragi, cutii, viteze, le cumpărați de la mine. Adică eu o să fiu cel care le aduce. Oh, 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 că e cu limită de 100 de kilometri. Unde dracu era intrarea? Dar nu mai nimeream. Hai să facem un parcurs, ceva faci? Hai, eu primul, tu după aia. Auzi, pune niște flyere de alea ca să știu unde-i finish. Pune niște fumugene de alea aici. Bă, pune niște fumugene de alea sau dă drumul la o cursă. Se cu Marin, mă. Am și trapă, bă, vale, bă. Jean te-a pus prostul. Hai. Stai mă, camera are limitat pus. Aia trage un pic mai tare. Ce se duce dracu? Dar eu nu știu cum auziți voi în căști, dar mi-i sună mașina aia, eșapamentul lui. Să știți că nu-s așa de ușor de făcut dracele astea de... Mira, dracu, ce se duce cu căruța aia lui.
Iau-te, iau-te! Te-am luat, fraiere! Salut, Gio, salut! Prostule, care ești prost! Nu știu, Răzvan, nu știu, chiar nu știu. Trebuie să vorbesc cu Marin, să vedem, pentru că trebuie să investim niște bani, hosturile. Mamă, ce-am sucit-o acum, bă. A, bă, că le are Zavi, bă, cu... Păi, oricum, la Deisle nu prea să uită nimeni la Deisle. Dar îmi place mie să mă simt eu bine așa în jocul ăla. Gen, cu validatorii aia, super șmecher. Hai, Mărine, că-ți dau clasă la driftulețe, tata. Mamă, ce m-am dus. Urmăresc chiar chat-ul și pierde. Gigi. Am aruncat o secundă în chat. Vedeți când o pune ulei? N-am nici nos de ăla, mă, să-i dau nosul, o accelerez mai repede. Prostule! Băi, gândiți-vă când o fi vreo 12 mașini de-astea pe aici. Și să mai dai și un premiu de la extravagant. Strângi de buci și dai din picioare pe aici, pe o masă de... E super fain asta. M-am gândit la niște idei super beton care nu le-am văzut pe niciun server. Știți că tot timpul am venit cu câte o idee de aia și o copii alți 40 de youtuberi. Că așa se întâmplă când oamenii rămân fără idei. Se mai întâmplă, da? Asta e, știi cum e, te simți mândru măcar când știi că ai făcut tu prima povestioară, după aia poți să o copii toată lumea că nu te mai interesează. Ideea e că nu au inițiativă, înțelegi? Nu las pe nimeni să intre pe server Monding. Asta se bagă în mine, acum să fac atent. Ține-o, mă, dreaptă, mă!
Știți că nu-s așa de ușor de făcut dracele astea. Trebuie să știi cu cât se intri în derapaj. Cât să-i dai gaz. Dar formidabile, formidabile pentru drifturi și mai sunt niște mașini faine. Bine, acum contează cum ți le tunezi, ce îți pui pe ele, cât vrei să accelerezi. Salut, Alex! Stopper! S-a blic, l-am auzit în spate, m-a făcut bum bum bum. Bă, vă place, ce ziceți? Stați o secundă. Bun, bagă la joacă, ne vedem, salut Razor, salut ăsta, bă, merge urbanul? Hai mă, să vedem și acolo și pe acolo așa. N-ai postat de mult, am avut COVID, mă, Razore.
Am avut COVID, frate. Hai să intrăm pe Urban. Mărine, mersi fain de jucare. O mai trecut o... Eram zic, o mai trecut o zi. Băi, dacă o să deschidem serverul, o să vă anunț. O să vă anunț. Cu cel mai mare drag. Momentan n-am public atât de... Cum să zic eu... mare pe lângă mine, să știu că pot să-l deschid. Nu mă pot juca cu 2-3 play. Ce scuze că am pus microfonul pe mod, dar mă sunase cineva de la lucru. Mă bag pe server și o să mă duc să fumez și o țigară. Să vedem dacă ești banat. Sper că nu suntem banat. Așa, revin imediat, da? Da, 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 da. Gata, băieții. Așa, ia să vedem. Merge ăsta? Bă, trebuie să vedem ce facem cu mașina mea, că am dat în urmărire general.
Ia să vedem dacă mai face acum probleme. Merge inventarul. Greuț, dar merge. Mă aud, da? Păi, prima dată o să merg și eu să-mi schimb... Îmi schimb ținuta asta, frate, că am zis că tot când mi-o schimb și uite că nu mi-am mai schimbat-o. După aia ne băgăm și noi pe alte chestii. Hai să vedem dacă ne mai face drăcovenia aia. Ce dracu s-a auzit acolo? A, subscribe. Nici nu mai știu abonările care le-am, bă, băieți. Nici nu le mai știu. Ce nu-mi place aici? Nu-mi place că mașina de gang, chiar dacă ți-o tunezi, nu-ți rămâne salvată și cheltuie o grămadă de bani și scumpi în draci alea. Dar poate o să revedeci problema asta. Remediezi, revedeci, au și eu, ma. Bun, hai să mergem să ne schimbăm, să ne facem Dr. Octopus. Ioi, domni, fel. Bun. Ce să mai zic, Matrix? Nu mai zic nimic, frate. Trăiesc. Ia să vedem. Haine. Bun. Model. Articol. Nici nu mai știu cum erau. Tricouri. Nu. Hai să mergem prima dată la jachete. Nu mai știu ce jachete cum au ăștia aici. Lost MC. President. Bun. Dar nu prea îmi place mie jacheta asta urâtă. Tricoaie. Aveam nevoie de tine într-o zi, bă, ăsta. Atrix. Bă, mi-e trebuie un tricou alb. Mânuțele mele sunt ok. Nu prea sunt. Accesorii, veste, nu. Aveste, nu. Decaluminare, ce dracu asta? Accesorii, gât, nu. Genți, nu ne trebuie gentili. Jantele. Sau de fapt ne-ar trebui o jantă pe noi. Eu știu, mai mergem pe undeva. Un ghiozdan, ceva mai. Poliția. Dar nu știu, geanta asta să dă jos de pe tine, mă, poți să o... Nu luăm poliție, că nu e bine cu poliția. Mulțumim fain pentru subscribe, băieții. Da, nu trebuie jantă, lasă-o mai. Pantaloni, ăștia-s nașpa, nu? Dacă avem un pic de pantaloni de nenorocit de om prost. Așa, pălării, cap, meclă, brațe. Sunt brațele ok acum? Mănuși. Alo, da. Alo. Alo, da. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, domnul. Primarul vă deranjează. Au, să trăiți, domn primar. Sunt la dumneavoastră aici, unde urmează să vă deschide serviciul.
Imediat ajung, doar ce am venit să ridic și eu niște materiale de astea pentru mecanici, pentru ținute de astea. Acum vine în 5 minuțele. Bun. Da? Vă aștept aici. Dar de ce mă sunați cu număr ascuns? Ai, nu știu, cred că au rămas la noi așa de rămâne de obicei. Îmi cer scuze, acum vine în 5 minute, dați-mi voi un pic să ridic. Am un băiat pe aici, stați mă obțin. Cum a zis că mă numiți? Matiung, îl cunoașteți? Matiung? Nu știu domnul cine e, nu știu. Bun, haideți că vă aștept aici, nu știu. Ceva de angajare, habar nu. Acum ajung. Bun, vă salut. Primar, oi de aldra. Da, așa ce am scumai eu de aici, am? Papuși, nu, mănuși vreau. Tricouri, veste, nu? Jachete, veste, genți, pantaloni, încălțăminte, dar unii-s mănușile, mă? Brațe. Voi vedeți mănușile, mă? Brațe, tricouri, jachete, veste, accesorii, gât, genți, pantaloni. Brațe, unde mă salea, mă? La accesorii, mă, ce prost sunt. Ochelarii sunt buni, urechii, ceasuri, brățări sunt buni. Astea, dar mănușile? Hai să-mi pun și eu unul. O pălării de... Dă pe asta de cowboy. Dar nu știu de unde să pun mănușile. Brațe, tricouri, veste, accesorii, genți, pantaloni, încălțăminte, am înțeles. La brațe nu cred că sunt astea. Mănușile, unde sunt mănușile? Față, ureche, ceasuri. Brățări. Păi mai zice și mie unde să fac astea. Nu știu. Confirmați, lăsăm așa. După primar. A venit primarul. A, data viitoare, sir. Data viitoare, taică, că... Acum e primarul la mine acolo. Dar nu știu cum a intrat. Eu am închis poarta. Ui! Să trăiți, domnul, să trăiți. Să trăiți, domnul primar, hai noroc. Îmi cer scuze că-s cu mănușile astea în murdare. Nu, nicio problemă, stai liniștit. Unde-i tânărul? Tânărul? De aici. Îl cunoașteți? Păi nu-l cunosc. Nu știu, v-a zis că veniți să angajezi de la dumneavoastră aici, habar n-am. Acum am dat seama cine e. Cred că ai văzut, tu n-ai văzut anunțul tine de pe Twitter? Da. Ia spune, mai ai lucrat în domeniul ăsta? Că la ținuta care o ai nu prea pare a mecanic dumneata. Nu pare. Ești tânăr, câți ani ai? 20. Ha, școala ai terminat-o? Da. 2 plus 2 împărțit la 2. Spune repede. 2. Domn primar. Da, șeful. Oameni de ăștia mi-a adus dumneavoastră, domn. Păi nu eu vi l-am adus, aici era. Mă, tineri. 2 plus 2 împărțit la 2. 1. Domn primar. Da, șef. Nu vă supărați că vă întreb. 2 plus 2 împărțit la 2. Nu mă întrebați pe mine că eu mi-am luat primăria pe bani. Auleu. Băi, tineri. Eu încă la școală, șefule. Mai am de terminat. Încă o dată te mai întreb și te angajez dacă e. 2 plus 2 împărțit la 2. 3. Auleu. A treia oară a mers, a? Șefule. Da. Auleu, domn. Păi tu îmi dai pagă, bă, băiatule, la număra. Da. Da, ce să zic? Păi... Să ce mașină conduci acolo?
un ursuleț, eu at, nu știu. Bine, asta o numim noi băiețașul de stradă ursuleț, dar ea e o altă mașină. Dacă tot ești mecanic, chiar de că capota la mașina aia un pic. Aaaa, ceva sub capotă să ai un așa de design. Ia să vedem. Uite acolo, turbina e turbina. Ia zi tine, ce avem aici? Fumător. Băiatule, tu vrei să fii mecanic ia, sau... Ce frumos. Deci uite acolo. Ce avem aici? Un intercooler cu o planetară rotundă, nu? Ce motor e ăsta? Ia descrie-mi-l tu așa, hai că dacă-ți vine cineva vreo mașină pe la servici, ce-i faci? Ce-i spui? Alo, Francesco! Cum ai zis că te cheamă tinere? Matiung. Matiung. Îmi explici și mie un pic ce mașină e asta? Sau dacă nu te descurci, mergem la Audi-le alea acolo. BMW-ul E30. Așa. Ai început bine. Cu un motor de... o nouă benzină. Serios? Nu-i 2.5 sau 2.0? Eu văd că are 6 pistoane dacă mă urmă bine. Hai, ușor, hai că nu mănânc cu oameni. Spune ușor, ușor acolo. Unde-i planetara? Ia zi. E acolo, în colț, nu? Planetara? Planetara, da, lângă burduful captivant de aer, nu? Care face răcire la torpedo. Nu. Dar unde-i? Băi, tu ai venit să te angajezi sau eu îți spun ce are mașina asta? Mă scuzați, spune 2 secunde, mă dau mai încoace. Da, da. Hai, tinere, ia zi. Uite, acolo. Are două capte de bară, da? Da. A, așa. Ce fac captele astea de bară? Fac tracțiunea între, comutarea între volan și roz, nu? Da. A, așa, bun. Planșa asta de aici, așa, care dă evacuarea la eșapament, ce face? Ajută la presiunea din roți. Da. Până acum te-am ajutat eu. Carburatorul unde l-are? Sub bancheta din spate, că ăsta e model nou. Nu? Ce să... Carburatorul unde l-are? Sub bancheta din spate, că ăsta e model nou. E de drift. Știu că driftul ce face. Poftim? Face de driftul asta singură, mai trebuie să apăs eu. Da, dar eu știu ce face mașina asta, dar te-am întrebat ce face motorul ăsta. Unde e lichidul de extorziune a unui degajament care produce explozia în locul motor? Poți să-mi-l arăți aici, în partea asta? Îl vezi? Nu îl văd. Păi cum, că e mașina ta, eu mă uit la el, uite la acolo. A, ăla-i. Da. Așa, bravo. Explică-mi și mie, de ce mașina asta e 4x4 și nu trage spatele? Nu e 4x4. Nu? Nu. Dar ce, cât e? 2x2? Da. Deci e 2x2, nu? 2x4. E 2x4. Asta înseamnă că e 8, are tracțiune în 8 roți. Ia mai gândește. E bolnavă, umbră. 4x2. E 4x2, adică e 6, e 6x6, ăsta e dac de armată, nu? Păi tinere, tu ai mai fost angajat la vreun mecanic? Nu. La noi aici e serioasă treaba, deci... Eu te pot băga mecanic, dar... Hai să dai cu mătra prin parcarea asta în neștire. E bun și alea, că fac un ban. Bun, faci un ban. Ce salar ai vrea să ai azi? Nu contează. Păi cum nu contează? Bani. Bani? Ești nu, din mult în oraș? Nu. Câte luni ai? Câte zile ai? Câte săptămâni? Zi-mi și mie ceva de tine. Ești furăcios, ai scăpat de pușcărie acum, te caută poliția acum. Nu caută nimic, că sunt băiat bun. Ești băiat bun? Ai buletin? Da. Permis? Da. Da? Da. Stai un pic.
Băi, îl băgăm? Dar e mititelul. Hai, vină încoace, mă. Păi mi-ai spus să stau. Păi am glumit. Vină încoace aici la mine. E atent. În garajul ăsta care îl vezi tu, n-are voie nimeni aici, da? Nici tu măcar. Da. Dacă este angajez, toată partea e acolo. Acolo? Da, da. Hai, vină încoace. Aoleu, doamne, doamne, doamne. Poate aici repar mașini. Da? Da. Când vine clientul frumos, îi spui să lese mașina acolo. Eu bași un mostul în garaj, că mai sunt alții care sunt nebuni și se urcă pe compresorul ăla pe acolo, pe nebunile alea. Da? Cam atât. Și banii... O să vă fac eu o listă de prețuri. Da. Mă înțelegi? Da. Bun. Am salvarea, că am uitat să-mi iau pastilele. Mai repede dacă vrei să te angajezi. Păi da, da, stai că nu găsesc. Așa. Și tu mă la poartă în brațe ca să deschid poarta aia acolo că am telecomanda în buzunar. Stai să spună medicul. M-a dat pe spate cu interviul lui, da. Dacă mă salvezi, te bag primar. Nu trebuie. Spune medicul. Țipă la el. Medic! Păi, dar niciunul. Băi, ce nenorociți, cred că mor astăzi. Băi, încercăm unul. Ați dat urtul pupii, băiți. Puteți veni la serviciul de lângă casino, că o leșinat aici un domn. Șeful, directorul. Directorul, șeful. De toate. Mulțumesc. Ia-mă în brațe și du-mă la poartă, că trebuie să pun degetul pe poartă acolo. Vexează-ți leș carry. Da, doamne, că mi-ai șură așa. E gata, am murit. Nu merge chiar, mă, da. Francesco, dar tu unde ești, mă? A, pe 5 august vii, mă aștepți în gașcă. Bă, te aștept. E meniu din F1. Nu mai pot vorbi, mă, friend. Mamă, ăsta e mecanic. Da, nu merge. Ce greu. Ăsta e mecanic șmecher. În România, dar unde e calculatorul, mă? Vezi că medicii nu poate să-și deschidă poarta aici, bolnav la cap. Are băiatul emoții la primul interviu, are. Unii sunt capătele de bară, care-i cu o multă extoziune, unii degajament la eșapament. Da. Mersi frumos de subscribe, băieți, mersi frumos. Nu uitați să apăsați voi butonul ăla de like. Păi care vreți să veniți ca mecanici pe aici, sunteți bineveniți, dar dăm un interviu și noi acolo, să vedem și eu, să vă cunosc, că... Vă pot băga în gangul meu așa, trebuie să treceți prin mecanici, să vă văd și eu cât sunteți de activi. Vă dau niște sărcinele. Mai vine medicul ăla, apăs E, dar cred că pierd tot de pe mine după aia și nu e ok. Vezi ce interviu dau, zice Francesco, nebunul. Du-te, dracu, cu evreu, mă. Haide, mă, medic, mă. Nu cred că mai vine medicul. Ia că măcar asta. Așa. Închis. Dar pe unde mă duce ăsta, mă?
Unde m-a tras ăsta? A, dar e deschisă poarta, nu mai am treabă. Îți faci soa? Păi am salvat președinte, bă. Fabrițiu, mi-am făcut. Vai ce mă oftic că nu am PC în România, bagamea și ceva. Du-te la Vericu și să-ți fac un upgrade. Îți bagi un soft de ăla turcesc. Pe ce server te mai joci, Fabrițiu? Converse pe eoliană, da, da, am văzut și eu, băi, sunt nenorociți băieții pe acolo, ci... Hai mă, medicule, mă, dacă nu dau ei și pierd tot și gata. Văd, poate mâine de sus intru în PC-ul, pe PC-ul Vărm și văd. Aha. Matigonule, ești pe live? De ce m-ai adus să-mi văd aici alb? Dar eu nu înțeleg la ce mor, mă, de foame. Eu am mâncat sandwich-urile alea. Trec, știi? Mor de prost, mai bine zis. Apasă-i. De foame, sete, stres, dacă nu ai pastile. Da, bă, trebuie să mă duc până la spital, am un medic, un băiat de gașcă. Mă vorbesc cu el, dar uite că acum nu mă mai ridic ăștia pe aici. Dar nu știu, poți să vorbești așa ținând de ei? Adică, când ești pe chestia asta? Că acum bănesc că ești în comă, ești retardat, dus. Ești între luminițele tunelului. Bă, Francesco, dar tu când ți-ai făcut un membru, mă, iară? Eu acum am văzut că ăsta e verde. Vezi că ești obligat să apeși E, că ești buguit. Da? Înseamnă că o să pierd... Nimeni nu mă vede? Atunci ce o să pierd pe mine? O să pierd... Ce pierd? Lopic, dar uite cineva că face cât, cât, cât. Ai, verifică pulsul. Stai, bă, că e de la mine, de la grafica mea, mă, nu de la server. Nu fac promovări, Escobar, nu. Pistol, bani tot, dar n-am pistol, n-am. Bani, nu știu cât de la ce am pe mine. Îi administrează calmante. Asta cred că e femeie. E una care scrie la fel aceleași chestii. Cred, nu știu sigur. Și scrie și cu litere mari. Îi dă vitamine și cred că o să zică că verifică nu știu ce cardiac, draci. Ia să vedem. Eram sigur că e femeie, ți-am zis? Mulțumesc frumos, domnișoară, cât mă costă? Doamne, văzuse mânețele la capătul tunelului. Da, să-mi spuneți, domnule. Ce anume să vă spun? Sunteți foarte frumoasă. Un număr de cod. De cod? De cod, da, de cod. Vrea, domnișoară, cred. Ah. Da. Da. CNP. Cinci și opt, doamne. Sau domnișoară, nu știu ce sunteți. Use. E bine? Da, e bine. Mulțumesc. Să creșteți mare și mulțumesc și eu. Și acum ce trebuie să fac? Să-i plătesc banii, bănuiesc, nu? Da, te duci acolo la bancă și trebuie să-ți dai un invoice acolo. Trebuie că la bancă, de obicei așa sunt. Mamă, dar scump, e un milion, domnșoară! Nu, am făcut ăla, cred că aveți dumneavoastră. Poate iau ceva. Dinainte.
Domnișoară, mă face și chiar, mi-ați umblat și la vedere, văd. Mi-ați luat 1.500.000. Doamne ferești. 15.000. Să-mi facă ochii pâc dacă nu atâta mi-ați luat. Dar mă rog, eu achit, nu-i problemă. Sunteți mulțumită? Da, să vedem. E ok? Da, multa, e ok, domn. Dar nu vă supărați, putem vorbi un pic în particular de o boală? Ce? Păi nu știu, unde vreți dumneavoastră, mai încolo, mai... Mă scuzați, domnul, un pic. Nu pot, dacă e... Dar nu vă fac nimic. Haideți la mașina dumneavoastră. De ce-i bagă? Ce-ai făcut, bă, bă? Domnșoară. Da, despre ce e vorba, deci, domnule? Poate o să vi se pară ciudat ce vă zic acum, dar... Atât de mult semănați cu fosta mea iubită, Dumnezeu să o ierte. Asta e, Dumnezeu să o ierte. Domnșoară, ascultați-mă, leac, lăsați-mă un pic să vă mai privesc. Îmi aduce aminte de ea. Doamne, cât de drăgălași sunteți la față, așa semănați cu ea. A, puteți să dați și eu un număr de telefon, vă rog frumos? În caz de mama ei... Nu pot, îmi pare rău, nu pot asta. Sunteți măritată? Da. Domnșoară, dați un pic geamul jos. Domnișoară, ascultați-mă un pic ce vă spun. Putem ieși la o cafea într-o zi? Nu pot, îmi pare rău, sunt în timpul serviciului, la revedere. O să vă caut! Băi, cine e aia, mă? Nu știu, asta uite. E că sper. Dacă vrei să fii mecanic, cauți informații despre femeia aia. Sandra Cărnat. Auleu. Doamna doctor Andrew din ospital. Da. Bun. Are dulău. Are dulău? Mușcă. Am înțeles. Bun, tinere, eu te angajez că ai chemat salvarea, mulțumesc frumos. Domn primar, de aici mă descurc. Bun. În rest... aveți toate alea ce trebuie pe aici, nu? Ce nu îmi place, o să fac o listă la primărie acolo și o să primească domn primar. Nu? Nu-i mai bine așa? Acum să mă ocup și eu de băiatul ăsta, să vorbesc un pic cu el. Ia, stai numai puțin, unde erați? 5.59. Acum ar trebui să mă meargă tot pe aici. Pentru că știu, eu sunt verificat, au fost băieții, echipa au verificat și l-am trebuit să fie ok. Da, există o singură problemă, dar o să vă spun eu, nu acum. E una majoră, foarte mică. E majoră sau foarte mică, domnule? E foarte mic. Ok. Da? Nu-i problemă. Bun, tinere. Anunțați-mă, dați-mi un telefon și ne auzim. Ok, să trăiți și mulțumesc frumos de vizită și că mi-ați adus bobocelul ăsta. Este primul meu om care îl... Să nu uitați, la primul salariu trebuie să-mi iau 10%. Ai auzit, Matigone? Da. Deci trebuie să-i dai la domnul primar o premă, să-i duci cu vițelul. Bun, hai că pierdem timpul degeaba și am treabă. V-am pupat. Hai cu mine încoace să te pregătesc de jucării. Băi, în primul și în primul rând, eu să te schimbi, vreau așa. Da, păi mă duc. O salopetă, da? Da. Vreau o vestă de asta. Sau nu? O salopetă frumos, da? A, ok. O de asta, vestă de asta cum am eu, de blugi, ok? Da. Pantalon de ăștia de blugi care vrei tu și un tricou alb. De restul nu mă interesează ce spui la nas. Ok? Da. Dăm numărul tău de telefon. Stai așa, să te salvez aici. Știi numărul tău de telefon? Știi să-mi dai telefonul tău? V-am dat cartea de vizită. Care ești? Gigel Matigon, da? Da. Mecanic. Hai, și stai să-ți dau și eu. Ai primit? Așa. Da? Bun. Când ești gata, mă anunț la telefon să vezi să-ți fac un contract. Da. Dar n-am bani ca să-mi poți da puțin bani, că nu mai am deloc. Ai de capul meu, vrei și bani, e? O, puțin acolo, nu mult. Hai să văd și eu cum îți dau bani. Stați. Cum se dă bani? Ia zi-mă un ID. Spuneți, oferă, așa.
Vezi, o oferă. Uitați acolo, la ziar. Oferă bani. 3, 4, 4, 7. Ia de aici 60.000. Ai primit-o? Da, mulțumesc. Vezi că mi-i dai înapoi. Da, da. Băi, ce mă enervează cum se salvează tuningul la mașina asta. Vezi că nu poate să iasă ăla, ba, da, poate. Ni! Oferă bani, da, am rezolvat. Bă, ce pastrii zicea ăla să iau, mă, pe... De asta? Use. Păi și câte pastrii de astea trebuie să mănânc? Da, e o motocicletă, Francesco. Cu tata. Hai să mai îmi cumpăr niște pastile de alea de la. Stai că te să-l las aici. Bună ziua, domnul medic! Să trăiți! Am și eu o întrebare, pot să vorbesc și eu cu doamna Cabanos sau Caras, cum o cheamă, nu mai știu exact. Este... imediat o chem. Ia chemați-o un pic, vă rog frumos, da. Am discutat ceva cu ea și... mulți am fain. Andra. Andra, așa, da. Andra! Ah. Are Cabanos? Ați auzit? Băi, eu la asta să deschidem capota? Deschide, bă, ce motor are asta, mă, aici? Ia uitat-o cutie de Fanta. Vine domnul. Este aici, nu știu ce face, uite la intrare. Auziți? O doamnă foarte drăguță. Bună seara, doamna Andra. Sau domnișoara. Da, bună, bună ziua, că e ziua afară, nu-i seară încă. Da, știți cum e, ochii mei se închid când vă văd, adică nu știu. Ce vreau să vorbesc cu dumneavoastră? Am o boală, doamnă, și nu știu... Domnișoara, aveți copii ca să știu cum vă stric, nu vreau să vă... Momentan încă nu, dar sunt pe vine, domnule. A, sunteți cu o burtică, nu? Da. Da, știți cum e. Să fie o naștere ușoară atunci. Mulțumesc. Stați un pic să plece băieții ăia mai încolo. Aș avea și eu nevoie de cumpăra niște pastile de la dumneavoastră. Da, eu nu pot să cumpăr, nu pot să dau pastile, domnule, e partea cu partea nasoală, eu sunt pe urgență. Dar nu pastile de care știți dumneavoastră de alea, agocal, mine, chestii. Uitați de asta, dar mi-l dați înapoi. N-am primit nimic, aoleu, mamă, luat,
Aolo, dar eu nu pot să vă dau de astea, domnule. Haide, domnișoară, că vă ofer mulți bani. Nu pot, nu pot, nu pot, nu pot, nu pot, nu pot. Nu pot să vă dau mai, astea. Mai țipați așa. Colegii mei pot să vă dea, eu nu pot să vă dau, domnule, eu sunt pe urgență. Păi și eu sunt pe urgență. Aolo. Știți cum e, am probleme cu vitanța. Care e problema asta? Vreau niște bomboane de alea albastre, bomboane, eu nu pot să dau de alea. Dacă înțelegi ce zic colegul. Poți să-l ajuți? No. Domnșoară. Poți să-l ajuți, te rog? Nu. Aaaa. Alea se dau doar cu prescripție medicală. Am prescripție, domnule, am. Prescripția medicală o eliberează doar J. Păi J ca J, dar păi... Hai și fă și mata un control să vezi că nu se ridică... Timi. Eu sunt de acord, dacă mi le iei așa în mânuță... Păi... Am să vorbesc cu o femeie, dracu. Așa te cheamă, nu-i tu că așa te cheamă sau? Mă cheamă Milei Cosmin, dar eu îl numesc Timi pe ăsta de jos. Constantin, bă, nu Timi, că-i colegul meu Timi. Hai, domnule, mă lăsa să discut și eu cu femeia aia, am și eu o treabă. Te rog frumos să lași căsorul meu în mașină. Ia urcați-o leacă în mașină să vă spun ceva dumneavoastră. Hai ca să nu-i mai aude lumea, la dracu. Hai că geamurile sunt închise, dracu, nu mai aud nimeni. Bă, da. Fii atent. Eu m-am îndrăgostit de femeia aia. Primăritatea ești prost. Dă-l dracu să-l iei, că-i pun capac, pun mecanicii pe el să-l omor. E Gabor, e Gabor. Mai rău. Și așa m-am fugărit azi de vreo 3-4 ori. Ai grijă că ăla poate tu ce mi-a făcut mie. Băi, fii atent, olea. Uite, hai să facem o chestie. Hai, dai o tură, dai la o tură. Nu, 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 că am treabă. Când ești din servici, ai numărul meu? Cred că da. Tu nu mă știu nici și ne întâlnim, oleacă, dar și discutăm niște treburi fain. Dar nu-i spun la femei. Nu. Okay? Ok? Ca să nu se panichez, ducă. Okay. O cuceresc, eu știu eu cum. Bine, domnule, băi, hai, să fii sănătos. Dar și tu niște pastile de alea, bă, că nu se scoală. Nu se scoală, colegul. Zi, bă, dai sau nu, ca să știu, cât mă costă? Da, mă, da, îți aduce acum, colegul. Hai să iau una, că am uitat să iau la 6. Dar vezi că e 25.000 pastile. Hai, bă, ești bun, laf, ce ai? Păi, uite ce mașină ai. Păi, închiriat, ești nebun, iau la un client, o vin la reparat. Închiriat, ești bun, laf. Dar uite ce Audi ai. Și că limita de restringere a fost resetată. What the? Da, așa. Colegul? Da, colegul. Dă-i-le la domnul și fă-i factura pe mine. Dar și cum se ia astea, domnule? Că astea pare expirate. Hai să scriu și eu. Să scriu păi și eu aici. Păi nu știi, bre, că ești director general. Păi fac factură pe firmă, mă. Zi-mi ține pe dumneavoastră, vă rog. Imeria. 25, să-l. Nu, coleg, 25 sunt eu. S-ar putea să-l arestez, bă. Da? Dacă mai faci o dată mișto de... Să-mi facă mie factura. Da, 58, coleg. Ești cine știe cine cumpără de la mine multe chestii. Dar nu veniți voi la mecanic. Lasă, lasă, că vă jerpelez eu de bani. Eu fă o dată. Lasă, că îl las să închide. Îl las să închide. Da? Păi trebuie să mănânc și eu o pâine, mă. Adevărat. Vă duceți acolo singur din nebun și vă reparați mașinile, vă puneți și vreți voi, veniți la mine, mă. Bagabonților. Un schimb de ulei, 600.000. O să-mi iau casă în Tenerife. Hai că da, pastile 1.000.000. Ce vorbești, mă? O să-mi iau casă în Himalaya. Păi eu zic să te mai gândești la 250.000 aia, că eu ți-i dau, dar eu iau înapoi de 3 ori. Ce 250.000, mă? Păi n-ai zis că pastile de Rica Cucus 25.000, bă, nebunule. A, păi așa mai adu vreo 30, mă, ca să iau mai multe. Bă, handicapatule, nu 250.000. Am înțeles, a făcut băiatul factura? Da, da. Ia să văd că... Domnșoara aia mi-a luat 1500. Hai că dacă mai spui, cred că o dăm avoară. Bă, eu am plătit 50.000, nu știu acum dacă da, e bun. Da. Se vede.
dă-i-le coleg. Bun, hai când ești din servici, anunță-mă, da? Păi eu și acum pot să iei din servici dacă ai treabă cu... Bă, dar chiar... Am un mecanic la angajare. Am o grămadă de chestii care te interesează. Ia să vii să-mi arăți, că mă interesează mult. Te interesează multe, știu că am de toate ce trebuie. Păi, vii și vorbim de aia zic. Dar mai pe seară, nu acum. Ok, mai pe seară. Da? Hai. Ok. Ai auzit, mă? Mă pin cur? Da, mă, da. Mersi, hai, mersi. Mă pup tu pe mine. Ce-a luat-o, Iurgu? Vai, Iorgule! Vezi? Joacă-te cu mine! Ați văzut ce suflet o zice? Da, mă, da! Unde e asta, mă? Băleu! Și cum sun eu, frate, aici? Contacte. Vezi că ăsta n-are telefon. Da. Unde ești, mă? Cum a venit la service? Ma! Hai, că te aștept. Acum două secunde. Nu merge să dorești pe seama pe de link? Bulangiule! Cum să nu meargă link-ul meu? Așa că-mi rup poarta, vaco. Deci fii atent, Matigoan. Mașina ori ți-o parchezi acolo, ori acolo, da? Sau aici. Dar nu așa. Și vii înăuntru, da? Da. Stai să o par. Hai să văd și unii, dracu, oamă aia din... Salut, bițele, ce faci tu? Cu a șaptele, bă, că e mașina mea de vis, mă. Aici aveam ăla de calculator, mă. Așa. Angajat. Concediați. Recrutați. Gata, mă? Ai primit acolo ăsta, ia dă-mi buletinul. Hai să văd dacă... A, nu l-am la mine. Am primit ăla, dar... Cum nu l-am la tine? Dar unde ți-i buletinul? Am avut un accident cu mașina, am leșinat și... Bun. Eu n-am mai fost. Hai să mergi să iei buletin la primărie. De la primărie le dau? Da. Ba asta căutam, că nu știam de unde. Lasă-ți mașina aici, că... Mică, s-o încui, da? Asta-i. Oricum nu poate intra nimeni aici. La un bebeluș, tu, familia? Ai bebeluș, mă? Ai ajuns în prag cu lumea? Dacă ai, să trăiască, să te bucuri de el, să fie mare și frumos și voios, chiparos. La primărie, da? Dacă îi nimeri și eu la primărie. Oare-ți de fac un primărie? Unde e primăria? Aici. La care sindicat? La o bere. Am zis că te-ai apucat și tu ca oamenii de... Mi se pare că e pe lângă poliție. Dar poți să-ți iei și permisul, știi? Da. Vezi când repar mașinile... A, oricum nu o să vin la tine nimeni dacă nu... Momentan, că momentan repar în altă parte lume. A, dar încă mai poate să repare acolo la Ardeleanu, nu? Din ce am văzut, da, la Ardeleanu merge acolo. Acolo repar lumea, ne știi, n-am nicio treabă. Eu.
Dar o să se schimbe, nu? Sau rămâne așa? Ce dracu' aici? Cred că iară-i cu președintele, cu alea. Hai de aici, că nu-i de noi. Bagă pasele, că crește tensiunea. Iară, mă! Cât sunt? Mi se pare că primăria e pe aici, pe undeva. Poate lasă-mi să ieșim eu de acolo, buletin. Mai e. Oare asta-i? Hai să mă zic. Nu-i înăuntru aici, am? Eu nu văd mapă, nimic. Nu e aici, nimic ca pe GPS. Poate mi-au, poate de la acolo, de la poliție. Dar nu știu dacă e aici, am. Hai că mă duc repede și oată. Hai, du-te la poliție, că ăștia sunt necați la capă și dacă ai trecut pe roșu, te fugărești și jumate din miliții, frate, vine. Iovic, ce fă, bă, băiatule, bă, mai trăiești, mă, tată, mă? Urban se numește serverul. Mai pierd și o vreme, mă mai distrez, așa, oleac. Oare e asta de aici asta? Hai că încerebăm la... Hai la... Ital să le întrebăm pe ăla cum dracu eu ajung. Trebuie buletinul tău, mă! De primăria, că nu văd nici pe GPS aici. A, uite aici e primăria, mă! Gata, mă, uite că am văzut-o acum. Hai, ia-ți și permisul și ăla. Da. E lângă fleca centrală, am găsit în final. Ce mai fă, mă, Iovixule, mă? Și n-am încercat la mașina asta. Nu poți opri motorul. Deci îți consumă benzina în rupere. N-am mai făcut live Iovix, cred că am vreo 5 luni, abia am început și eu 2-3 live. Vreau să iau și eu pastile de amedic, îmi doare capul. Stai că-ți dau eu. Oh, hai să cumperi, de fapt stai că n-ai bani, ia de la mine aici. Dă să-i dau și lui ăsta 10 pastile să aibă. Ai mulțumesc. Primit? Da. Că aici trebuie să fii atent, că... Dar dacă toți suntem aici, ați bag și eu niște motori în benzină, ce draci o avea asta. Încet, încet, vă că-ți revii cu abonații. Nu mă mai țin ăsta, gamerule, nu mai am chef, frate. Nu mai am feeling-ul ăla cum îl aveam acum câteva luni. V-am zis, m-am apucat de alte chestii, cu lucru, cu compania, cu astea. Am pierdut, frate, 4 ani de zile la rând, de sătul de acum. Este loc și pentru altceva, știi? Că noi ajungi și eu bătrân, hodoroc, mai băga, dar până atunci... Ai niște bani să alimentezi și eu? Da, este o... O să că poate lasă, mă, las. Las, că pune de două. E greu, mă, acum să le crezi serverul la băieți. Mă, dacă e să-i ajut, cea mai mare plăcere. Dacă nu am cu ce să-i ajut, să se joace. Nu mai fac live zi de zi, cum făceam odată. Da, dacă o să deschid eu
serverul meu, da, atunci pot eu să-mi fac timp, să mă dedic, na, e vorba de serverul meu. Dar acum mă joc să mă relaxez și eu așa o oră, două. Nici nu vreau să mă bag prea mult peste alții, că am văzut, sunt cu droguri, cu astea, cu minunății. Într-o săptămână, dacă ajunge la el, nici nu prea am cu cine să mă leg la roleplayer de astea, înțelegi? Încerc să... Ia atent, dă-te jos și spune-mi domnișoara aia. Da. Dacă poți să-ți dea numărul ei de telefon. Da, l-am. Ăla ai? Da. Personal? Nu, no, dai tu la de la medic. Tu ce spune, că șeful meu vrea să-i dați o carte de vizită și un număr de telefon. Du-te repede, hai! De acum. Fugi, repede. Încet, încet, ce frumos se vede. Eu mi-am băgat NVG-ul ăla, mă, nu. Reduxul, reshade-ul la mine e băgat, dar e cu setări foarte mici. Nu-mi place, că mai avea puțin și mă ia jura. Tăi. Ce a zis, mă? A zis că nu, nu poate. A, da? Mă doare mâna, cred. Cum o cheamă, mă? Andra, cred. Așteptați, mulțumesc! Poliția! Să uitați acolo, domnule. Pe da, da. Dar ce vă grăbiți așa toată lumea? Un mec cu ișor, vă rog frumos, cu niște chicken și ei și cu apă. Nu pot să fac asta în față. Aici nu e KFC-ul? Nu, aici este, cum vedeți, acolo este spital, este. Păi am văzut că băieții sunt cu măști, cu căciuli, cu bâte în asta, am zis că sunt la KFC aici. Nu sunt la KFC, este un spital, domnule. Cum a zis că vă numiți? Și că, doamna doctor Cârnat Andra, ca să înțelegeți, domnule, și sunteți pe un loc unde scrie nu parking, adică nu parcați. Haideți mai încoace, doamna Cârnat. Câte pase de cei că vrei să-ți cumpere? Domnișoara Cârnat, nu vine un pic. Ce vreți, domnule, spune? Domnișoara Cârnat, băiatul ăsta lângă mine are amnezie la creier. Vrea și niște pastiluțe de alea normale, nu de alea. Eu nu pot să, dar nu pot să vă dau. Colegul meu poate să vă dea. Dar ce dracu faci în spitalul ăsta? Că eu nu vă mai înțeleg. Aia nu puteți. Eu sunt la urgențe, înțelegeți? Păi e urgență, omul e nebun, a luat o raznă, din roz vede gri. Dar nu pot să-i dau pastile. Dați-i bușon, la bușon, nu știu, dați-i ceva, pe dumneavoastră vrea să vă ia. La domnul de la volan. Nu eu. Sunteți mai bolnavă ca mine, celălalt colegul meu, am zis, domnule, nu eu, că eu am pastile, domnule, ea e recalcitrantă, cred că nu e lovită. Aoleu, dar dați-vă jos dacă doriți ceva, domnule. Dă-te mă jos, mă. Dă-te jos să-ți dea pastile. Plătesc eu să-mi faci factura mie. La cabanos, milei Ionuț. De-aia nu pot. Băi, nebună femeia asta, domnul meu. Vă dă colegul meu, cel de pe partea alaltă. Du-te la el, te rog. Du-te mă la femeie, bă, lasă-l pe el, bă. Nu are voie, mă, să vândă ea pastile. Aaa, păi așa spuneți, domnule, dinainte, că eu n-am înțeles nimic. Ai, rezolvă cu omul, că eu mă duc să vorbesc cu femeia. Bine, coaptu-ți gura în mâtii. Vino coace! Stai alea că mă-ți vorbesc și eu cu tine! Ce vrei acum? Ce vreți? V-am explicat, eu nu dau pastile! Domnșoară,
mă ascultați? Ziceți, hai. Hai să vorbim, ce... hai să vorbim încet, clar, cu intonație, da? Deci nu vreau pastile. Nu vreau nimic. Pur și simplu. Deci ne-am înțeles până aici? Da, ziceți mai în continuare. A, am înțeles că sunteți măritată, da? Da, sunt măritată. Dar nu mai țipați că vă aud. Dar nu țip, vorbesc. Eu sunt văduv. Da? Condoleanțe. Mulțumesc, să-i dea Dumnezeu să fie țărna ca bolovane. Ei, problema este alta. Dumitale semeni cu fosta mea nevastă. Mi s-a pus pata pe tine. Cum facem? Nu știu cum faceți, dar nu sunt interesat de dumneavoastră, ca să înțelegeți, scurt pe doi. Dar nu trebuie să fiți interesați de mine, că nici eu nu sunt interesat de dumneavoastră. Am zis că vreau să bem o cafea atât. Da, și eu nu vreau. Nu, poate nu să vină și soțul dumneavoastră, nu e problemă. Da, eu nu doresc acest lucru. Mulțumesc frumos. Îmi place că vă lăsați greu. Să stați aici, domnul, puțin. Îmi place colega asta, dumitale, domnule. E ca un berbec de ăla. Of, of, of. Bă, băiatule. Băiatul. Păi cum a ajuns, mă, medic, mă, femeia aia, mă? Dacă și e medicia, medic. Aia zici că e de la chirurgie plastică, mă, de la morgă. Nu, no, domnule. Să nebunezi dacă te mingi, deci cum vorbești și te sperii, se desface toate rănile. Te ia criza aviară, știi cum e? Da, 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 înțeleg, înțeleg. Băi, eu zic să o lăsați în spate, mă, acolo, pe undeva, nu mai băgați în față, că fuge lumea de voi. Nu fuge, doamne, stai, nu știu. Bun, așa. Cine arma pe ei, colegul, să nu fugă? Băi, nebună, bă, aia. Băi, ia stai așa, stai așa. Stai, pâine, așa. Hai, când ești din serie? Așteaptă puțin să... Vezi că îți dau câte o mostră din fiecare, știu că îți trebuie. Hai că mă uite după aia. Câte o mostră din fiecare. Mă înțelegi? Uite ți-am dat. Și dacă cumva vrei păr, am și de-alea. Automate, simple. Da, da. Hai că rezolvăm, mă duc și mă uit. Hai, vorbim. Hai. Bun. Ne vedem mai diseară? Că trebuia să-mi dai 20.000, că i-am dat la băiat, dar lasă-l așa de fapt. Păi i-am plătit lui ăla 15.000 sau nu știu că dracu i-am dat. No, hai să mă uit pe telefon. Acum am făcut. Nu, nu ți-am mai făcut. Că trebuia să-ți fac, i-am dat la colegul tău principal. Aha. Știi? Eu n-am nimic ca factură aici. Păi nu ți-am făcut. Lasă. Ah, bun. Hai, ne auzim mai târziu? Mă pic ori? Hai, du-te, mă pup tu. Hai. Nu, vorbeam cu al meu, mă, din mașină. Ce ai făcut? Mai blocat mașina firaia dracului? N-am blocat-o. Dă-te jos din ea, că asta e pe senzor. Acum urcă. Bă, bovine. Zi, mă, bovină. Asta e aia de... s-am dat eu sau e alta? Nu vorbești, bă, audile la altul, l-am dat la casat, că ai. Asta e alta, bă, da, da. Ia du-te un pic până în spate, la portbagaj. Bă, ia mâna de acolo, mă. Ia, mă, că n-ai nimic, săracule. Aoleu. Săracule, ia uite acolo cum face asta. Am văzut, vrei, aia așa face și la mine, la... Hai, că la faci. Venom-ul la Venom-ul meu așa face. La Venom? Da. Ce Venom, mă? Am Audi Venom, boss, stai liniște. Ia să vă, mă, ce Audi Venom ai tu? De unde dracu a scos denumirile astea? Venom. Audi Venom, am mai auzit și eu asta. Înseamnă că este, cred că, Renault... E din film. AMG. Ia. Audi Venom. Ce dracu au unii Venom? Ia. N-are nici cheile. Are, are. Are? Hai, așa. Hai, uite, mânzule. Ia, uite. Bă, dă-o mai în față, să văd și eu spoilerul pe spate. O, mă, așteaptă leac, să o văd și eu. Nila el, Dumnezeu, Doamne. Hai că da. E nervoasă, e nervoasă. L-a văzut, gata. Păi mișcă, mă, spoiler-ul, mă. Nu vreau nu să mișcă. Hai, păi vezi, vezi, îngerul păzitor. Mamă, ăla, dacă-i Audi Venom, ăsta-i Audi A7, băi, nebunule, băi, cu body kit. Dragi, ce cunoscător de Audi. Mamă. Venom. Venom, am mai auzit. Exact ca și cum ai face, exact ca și cum ai spune Dacia Bugatti. Da. Da, na.
Bun. Hai să fac o chestie. Nu, e A7, dar e urât modificat Iovix, dar știu model. Dar nu știu dacă e A7, nu cred că e A7. E A5, cred. Nu i-am, n-am apucat să, adică de fapt nu-i vezi triplele pe spate ca lumea. Ia stai să mă uit un pic la, la reluare. A, nu, e A5 mă, ăsta mă, e A5. E A5, da. Da, e A5. I-am văzut triplele alea, urecheate, urât. Stai aici, oleacă. Sau dă-te jos dacă vrei. Îți dau buletinul după aia. Da, stai un pic, stai un pic. Audi Venom. Ce mi-a dat ăsta mă pe aici așa? Ok. Carduri VIP. Ce dracu facem cu astea? Card de securitate A. Astea cred că îți dispar băncile. Card de securitate B. Hmm? Asta cred că e la bancă, nu? Mergi, mergi, Iubix. Hai să mergem până acasă la mine. Hai că am depus ceva lucruri. Auzi, tu poți să închizi ușa asta, ia pasă e. Nu pot, stai că mă dau jos și o închid. Du-te în față. Nu, nu trebuie să dai jos, ia vezi dacă închizi. Nu poate, nu mai e liber, poate. Eu nu pot. Ok, știu. Hai, urcă. Închide-mă ușa. Aici mi se pare că serverul ăsta e exact ceva gen cum era antisocială, eu vezi dacă mi-aduc aminte, cu avion. Cred că o să trag o tură până la cărămizi, să văd dacă, dacă au cărămizile băgate pe server. Dar mă duc să-mi duc un pic astea acasă la mine. Stai aici, tipule. Bă, dar asta nu-i casa mea? Stai că am greșit baraca. Bă, m-a dispărut casa, coaie. Uă, și eu aveam iteme. Uă, și eu aveam iteme aici, mă. Mi-e ce să mă uit la ea ca să o cumpăr. Da, mă, știu, dar eu am cumpărat-o, aveam... Era mobilată. La altă stradă, n-are cum mă, ca asta de aici era mă, că o știu. Că moară tanțeta. Da mă, dar am pierdut toate itemele, aveam acolo lopicuri, aveam niște chestii, lanțuri de aur, ceasuri. Ia de jos, cred, de acolo de unde eram eu. Ia să mai față. Uite asta din dreapta de aici. Nu e aia, frate, că eu știu care era. Vezi, lasă, poate. E asta? Hai, coai, și-am pierdut-o, nu mai am nimic, frate. Aveam truse, aveam lopicuri, ceasuri, aveam sticurile USB-uri, alea care le-am convertit cu Troianu, cu gâtul mamei lor, dispărgeai
Cred că trebuiau la blindat, erau bune alea. Maa. Prietene. Da. Se spar casă, știi să spargi? Da. Hmm? Da. Mai am spart aici, în oraș, da. Încă știu. Cheamă un înger, dar n-are niciun farmec, s-a făcut update la baza de date și e posibil să fie resetat. Ai, din steaua mea ardelene, dar am pierdut, tată, bă, am pierdut. Trebuie să le iau pe ăsta micu, să mă se sparg. Bun. Acum atenți mă chiar la furați, caut iarăși stick-urile. Salut, Nortune, salut. O să mergem până în sandișor. Ok. Sper că nu o stai iar cu o puie aia cu radarele pe acolo, că... Sigur o să stai. Să spui centura pe B, da? Da, da. Salut, Norbe. Bă, iar de lene, bă, ce a făcut, frate? Mi-a dispărut baraca cu aia. Mama lor de baraci. Mi se pare că la spart casa îmi trebuie și tu kituri de alea și eu n-am kituri de alea. Trebuie să mă studiat la un mecanic. Mecanici în partea altă nu sunt. Ia uite-l, mă. A venit boss-ul boss-ilor. Ce faci, Preda? Salut. Poftim? O să fiu amintea mea. Una și doar. What the fuck? Coaia a luat o raznă mașina, mă. Vrea pastile? Ce fac, mă, Predule? Ia să vă sparg eu alea cu urechile. S-aude cum mă făi? Aha. Uber? Ah, dar stai că am zis că mă duc la... La fermă. Numai să vezi acum că dau de mafios pe acolo. Încă 4 like-uri să facem 100. Mai dați voi pe acolo.
Salut Cristian, salut. Care dintre voi de aici are Red Dead Redemption? Iovixul, știam că l-ai. Vreau să ne băgăm la un roleplay pe Red Dead Redemption. Nu s-a întâmplat nimic, n-am mai făcut live-ul. Dar unde naiba era aeroportul ăla, mă, din Sembișor? Pe aici, primeva. Salut, Dali, salut. Ha? Ia să vedem dacă... Bă, dar nu știu, merge să pescuiești aici? Acum nu că îmi trebuie o ce, dar... Merge să pescuiești, că n-am văzut până acum pescar pe aici. Da, dar n-am văzut undiți. Dacă vreau să mă duc undeva să văd o chestie. Da, ce căutăm? Ceva. Mai în față poți să cobori undeva jos și sunt niște case. Stai aici. Ok. Ale, nu au pus plantele aici, au. Ba nu, că nu e aici. Am vorbit cu unul și mi-a zis, dar cred că m-a păcălit. Le știu, Ardelene, le știu. Aia de cocaie nu știu, dar nu vreau să o arăt pe live. Da, o să trebuiască, îți fac și rotul acolo. Hai să vedem la pescuit aici, la... Dacă e cineva la pește. A, aici n-au intrare de aia. Bun. Hai că nu vreau să mai arăt chestii, că nu e ok. Vă las să le descoperiți singur, nu mă duc la locații, tot pe voi o să vă pun, dar să vă puteți voi să bala. Ce fac, mă, e-mail-ule, mă? Mai trăiești, mă, băiatule. Te-am mai văzut de un cardan. Ah, mi-a morțit fundul. Auzi? Nu vrei să conduci tu până în oraș? Vreau să fumez și eu o țigară, liniștit.
Vorbesc cu audele meu. A intrat Iovix. Mă. Da. Hai conduce tu un pic, ca să fumezi și eu țigară, te rog. Da, cheile. Stai un pic, să-ți dau cheia. Gun 666. Ia vezi dacă e asta, dar nu știu sigur dacă e asta. Stai să văd. Nu e aia? Nu, cred că e asta. Dă-o înapoi. Da, nu e asta. Dă-mi înapoi. Stai că mai știu care e. Cred că asta e. Vezi că mai e gang 3261, asta e cheia. Da, conduci ușor, da? Să nu dai de gard. Păi nici le-am cum, că pică cap. Ok, bun. Băi, mă duc să trag și eu o țigară. Ok, eu am vist, ok. Mă duc să fumez și eu o țigară, repede, băiță.
să stăm. Aru, bro, am două. Ce ai făcut, mă? Ai rămas fără benzină? Mai e puțin și am zis să pun. Păi cât e ceasul? Mai stăm că mâine e servici. Image, cel mai dulce caracter. Ai, nu zău, nebună, mic. Dă-mi cheia de aici, da? După aia. Pun-o în torpedo. Mamă, mi-a rupt-o în două. Hai să repar și eu bobeta un pic. De fapt nu mai repar, o bag de la garaj. Bun. Auzi, ia vezi tu, da. Cu mașina ta poți să o bagi acolo? Aici? Da. Încercăm fix să o tunezi, să faci ceva. Vezi că ți apare o săgetut ceva pe acolo. Nu, no, nu mă lasă. Zice că n-am autorizații. N-ai autorizații? Da. Stai așa. Bani societate. Depuneți, hai spunem 20 milioane. Unde e suficient? Aolea. Auzi, tu ai stații? La mine cred că nu, sau? Am, bă, da, am. Ai? Bun. Da. Puneți stația pe o frecvență de... Stai așa. Pune-o pe... ...300. Test. Stai un pic. Mă auzi? Așa, bun. Hai că mă duc până la bancă, mă duc. Hai că vin acum, mă spun niște bani în firmă. Pun niște bani, bă, că n-au ăștia salarii săraci. Bă, dacă nu m-ați disperat, frate,
for plate-ul vostru, bă, să nebunesc dacă nu. Deci sunteți canceri. Canceri sunteți. Deci nici nu vă mai bagă în seamă, frate, cu serverul vostru. Cred că voi sunteți veniți ăștia, bă, cu full plate-ul vostru. Aduceți lume pe server să vă bateți joc de ei, mă. Altceva nu văd. Deci am avut 20 mesaje în seara asta. Deci nu joci full plate-ul. Am spus, nu-mi place serverul. Simplu. Sunteți mai conturi de-alea, fake-uri de-alea. Făcute la minut. E o lume liberă, frate, te joci unde vrei, nu... Nu mai serverul ăla există. Ce-ți fac pe serverul ăla? Să fii sclav? Așa, depozitați. Unde e dracu depozit? Dacă trebuie să scot, retrageți, 20, hai să spunem 30 milioane de firmă. Dar eu voi vedeți, eu nu văd. Așa, o să-i pun să aibă ăștia salarii care eu i-avea. Bă, iau și eu mașina asta oare, mă? Eu nu știu ce trebuie să faci aici. Ha? Rare VIP. Dar stai, vin într-o mașină de asta, mă. Pentru... E 300.000? Ce zice aici? Scria un mesaj. Strânge 10K. Deci e chei de mașină pentru a câștiga acest vehicul. Deci dacă ai 10 chei... Ha? A dat cineva la ruleta asta, mă? Asta cred că să-ți mănânce banii. Oricum e urâtă mașina asta. Am înțeles, Luca, da, nicio problemă, dar deja m-am slit să văd întrebarea asta pe chat-ul meu. Salut, hackeres. Hai să văd de ce n-are băiatul ăsta gravă. Să văd acum. Deci depuneți. S-au depus. Ținute. Aici nu avem treabă. Recrutați. De ce nu vă recrutați? Nu vă recrutați.
Stefan, opa, cine e ăsta, mă? Ce dracu e aici? Stefan, opa. A? Deci cum îl dau, mă? Cufărul meu personal. Am bormașină aici. Hai să-mi pun aici 30 de astea să le am. Hai să pun cardurile astea. Hai să-mi pun aici 450 de țigări. 100 de trabucuri. Metalul ăsta, nu știu ce balai cu el, dar o să-l dăm jos de pe noi. Deci nu pot să-l angajez pe băiatul ăsta. Stașul e gol. Asta chiar am înțeles, am un staș aici. Și ăsta ce e aici? Meniu gang, cufăr. Asta e de 4000 de... 400. Asta e stașul din SOA. Bun. Salut, jnițele. Dar de ce nu putem băga pe băiatul ăsta? Mă, ia dăm buletinul un pic. Digel Matiguan. Dar mie îmi spune că sunt șomer. Păi șomer, întrură șomer. Stai un pic. Gang. Dar nu un lider, ok. Vreau să bag mecanic. Hai în comp. Îți fii lângă. Angajați. Director, da. Acum? Acum mecanic. Ești mecanic acum? Da, sunt mecanic. Așa, ia vezi cu mașina ta, ca să poți repari la oameni mașina. Și garajul de... mecanici. Dar noi n-avem, mă, mașini de garaj de astea. Poți să-ți repari? Da. Îți merge, cere 20 da? De mii să repar mașina, nu mai vreau să o repar, merg pe jos. Normal n-ar trebui să vă ia bani, nu știu cum au făcut băieții ăștia aici. La reparație, da, după aia la tuning să iei bani, dar la reparație ar trebui să fie gratis. Păi și câte ți-a reparația? Păi 20 de mii. Da, nu știu, a mea nu-i stricat. Dar păi știi cum mai repar. Nu, dar știi cum faceți, la fiecare reparație îi ceri tu un adaos în plus, știi? Da, 5.000.
au ăștia bani. Oricum, e un pic întortocheată chestia asta aici, așa. Da. Hai, hai să mergem în oraș, vreau să mă uit ceva. E ciudat, știi, că să... Mecanicul trebuie să aibă... Dar auzi, ții, nu ți-a apărut niște checkpoint-uri pe hartă? Unde? În ce zonă? Este tot, gen, adică te duci să-ți repare acolo niște chestii. Nu. Nu ți apar? Nu. Interesant. Ai vreo trebuie să iau eu misiune. Da, să iei misiune. Gen, îți apare 80 și ceva de checkpoint-uri și te duci pe acolo, pe undeva. Te repar niște chestii. Nu apare nimic. Probabil mai trebuie să iau eu de undeva misiune sau... Pau, că nu e cum făceam eu aici, ia să le mai simplifica. Doci. Uite și pe ăștia. Da, foarte frumoasă mașina. Luminița. Hai că eu trebuie să ies din oraș. Hai, fugi, ne vedem mâine. Salut. Să fii cu minte. Dacă și că au făcut showroom nou, mă. Hai să mergem și noi la el, să vedem. Dar nu știu unde o fi. Hai să vă arăt și vouă, mașină, ce o mai băga băieții ăștia pe aici. Dar where is that? Urban City Auto Shop. Hai să vedem aici. Bă, dar poliție este biser, mă? Iată așa. Ne... Emri guvern. Polițai. Facem o acțiune? Ce zici, ne prinde ăștia? Hai să vedem întâi mașinile. Ăștia vin cu helicopterii, cu de toate vin. Ia stați să vedem aici. Paunul ăsta merge? Merge. Facem o acțiune de miliție? Ne prindă gabora? Stați să mă duc și eu până la... showroom-ul acolo, din ce... Mi-a captat atenția pe chat cineva acolo și zic, hai să mă duc să văd. Dar unii dragi la cine? Pe aici pe uneva.
Ja sam tim čovjekom. Nu ne place. PK2. Vai, Doamne. Sper că viteza maximă la mașina asta e buguit vizual, nu cred că are halul ăsta. Asta se cumpără cu bani reale, mă. What the fuck? Dar e de off-road. Salut, Flavius, ce faci, mă, băiatule? Salut. Dar de ce-i pus, frate, 2500? Audi, ce Audi avem aici? Rolls, Porsche, ce e asta, mă? Vai. Urâtă nații de mașini asta. Porsche 2003, Boxer. Așa, cum mai avem? PK6. Dodge. M6 Cadillac PK7 Volkswagen Subaru Suzuki. Ii, băga și motocicletă. 9000 de unicoin, dar ce face asta, domnul Fair? Asta te omoară. Bun. Test drive. Stați așa că vreau să testez ceva. Sunt curios de o chestie. Nu știu care era. La PK2, Ferrari. Asta, Regera. Ia să vedem și noi dacă viteza maximă e de ui, că nici nu mai încape în ecran. Test drive. Regera. Ia. Vai, mamă. Vreau să ies pe... Deci ferească Dumnezeu cum pleacă. Unde se primă kilometrajul? Dar nu pot ține, mă. Moară, Jana, fratele meu, deci n-ai cum să o ții, frate, pe asta. A murit? Am rupt-o în două. A venit jniță. Neamț. Deci cu asta mori, mă. Deci mori. Are bug de viteză. Adică nu fac roleplay, Luca. Când mă întâlnesc cu cineva, o persoană pe lângă mine, rulez ceea ce vrea să fac. Haide, mă. Deci nu pot să o repar. N-am trus ideale.
Ce asta e că m-am lovit la cap. Ia uita și pe Zâne, ce fac Zânescu? Hai, cum l-a făcut pe pâmpă. Asta dacă vrei să te omor cu ea. Saveri că e japoneză, da. Băi, mie nu-mi plac mașinile genul ăsta. Mie îmi plac mașinile care merg stil la frumos. A mea ați văzut. A mea prinde 160. Sau 180 maxim, nu știu cât. Da, am văzut shop-ul. Iar îmi crește tensiunea. Atât prindea mea, 260 ceva. Am mințit. Dar mi se pare o mașină decentă, știi? Dar poate dau de poliție pe aici, n-ai să mă iau ăștia, mă. Hai să mergem la un magazin. Hai să încercăm să formăm niște bani murdari. A, și aveam și bani murdari. Vă-ți aminte? Poate fura de aici, mă? Masca avem, barbă pe față. Poate fura? Au seif ăștia. Ale mamă, dar unii l-a pus. Ma friend. The cash register is empty. Am înțeles. La spart alții. Unde e Bravo în garaj? Așa. La benzineria asta merge. Aici a venit poliția, fiți atenți. Dar unde l-ai pus să intru? Unde mă magazinul ăla micuț? Ia! Ce e aici? Institutul de pomperi, am înțeles. Dar așa că era o chestie pe aici. De aici. Unde-i parcarea aia, mă? Aici, la benzinăria asta, cred că e. Dacă o să mai fac de păcula aici, dar cum să nu, de ce nu fac? Uite aici, mă. Ia. Care era, mă? Lopicu?
Și nu mai am low pick-uri, frate. Asta merge oare? Măi, cine simțit-i? Și acum am venit pulță. Ne prinde garda. Bye bye. Hai să ne distrăm de acum. Hai să ducem pe autostradă, frumos. Hai să ducem pe autostradă. Oh, uleu. Băi, mi se strică mașina, băi. Nu mai merge bubeta, mai repede. V-am pupat. Auci. Gata. Trebuie să fugim cu aia că nu se mai, nu se mai strică mașina. Se strică mașina, bă. Unde mai avem noi mecanic? Dar ce am furat de acolo, mă? Pe vine un ghiur la animă. Tot sparge din magazin, ai rămas. Dacă o aveam, mai plimbam un pic pe ei. Dar mă duc la serviciu și mă repar și mă duc chiar la seiful ăla. Băi, dar înainte îți dau drumul la live. Aveți cuvântul meu. Era unul cu motocicletă. Băi, dar nu cum conducea. Ce dracu a făcut? Prin ce a dat prin stație? Că venea numai cu avioane, cu elicopteri de alea. Nu, n-am bani. Nu am bani, am o foaie de hârtie care trebuie să încerc pe ăla.
Trebuie să încerc să iei formă. Dar ce-au venit guțanii de repede, bă, v-am zis că vine repede aia. Da, hai că tura asta e las să vină mai mulți. Am făcut poftă de chipsuri? Eu mi le iau, mai din timp, știi? Așa, hai să vedem o leacă ce am pe mine, să știu ce las pe aici, așa. Sandwich, un cuțit, bani murdari. Eu nu știu cât valorează ăștia 3 bani murdari, că n-am cum să-i numesc. Sunt 3 bani murdari. Deci nu pot să-i pun, mă. Așa nu stă cabil, mă. Avem un bilet. Mă bec. Și unii dracu-i schimbi. Ce faci aici, mă? Am venit și de pe live, ce faci? Păi n-ai voie să vii de pe live. A, nu? Nu. Vreau să vin și eu cu tine să dau spartea acolo, nu pot? Vrei să vin cu mine? Da. Hai cu mine. Ce faci? Dar cum te cheamă tine, bă? Alex. Mai cum? Atât. Alex mi se zice. Cum ai intrat aici? Cum adică? Am sărit gardul. A, ai sărit gardul? Aha. Da. Ai noroc să nu fi te prins, băieții mei. Hai, Alex, să facem ceva, vrei? La magazin aici, nu? Ce facem acum? Hai, vin cu. Dacă vine poliția, tu vorbești. Te-ți fii șmecher, da, da. Înțelegi? Da. Deci, bă, vă tau, vă gâtui, vă mâși din urechi, orice. Normal. Direct. Ai cuțit ceva la tine? N-am nici pula, n-am. N-ai nimic? Ia de aici. Ne-a dat brice? Am dat. Și comorul? Pui acolo, pe 1 sau pe 2, pe 3, pe ce vrei tu. Păi și cum deschid inventarul? Apasă acolo, mintea ta, tab. Îl pui pe tasta 1, 2, 3, care vrei tu. Cel mai sincer jucător, da. Ok? Stai. Îi spui, vedeți că avem aici un static, vă sparg, vă mănânc cât îmi fac eu treaba în spate, da? Direct, da, nu știu cum pula mea. Eu nu știi? Aici am buzunar, dar nu știu cum îl pun de mână acolo. Apasă tab. Așa. Trage-l în sus pe tasta 1, 2, 3 din primele căsuțe de acolo. Unii vrei tu. După aia pești pe 3. Da, pe numeric acolo, da? Și-l scoți și te joci și faci așa, figur cu el. Așa, așa, bravo. Gata, bus. Înțelegi? Le zici, bă, avem cale liberă, chestii, înțelegi? Direct. Atât. Fii sincer acolo, că dacă nu știi nimic, tu nu-i facem pușcării. S-a filcat afară, bă? Bă, stai aici, înăuntru, bă, nu afară, ca paznicul. Nu coace. Țin de ușa acolo.
Nici la mine dacă vin, da? Zici, bă, da. Castore, a venit copoii, ca să nu ni spunem numele. Da, da. Ia să vezi acum ce bulău fac ăsta. Ce cod are ăsta, mă? Dar așa că... Nu văd. Unii dracu vedea în codul, bă? Save code. Unde-i dracu? Stai așa, ulea. Stai un pic, stai un pic. Doi, trei, șapte, șapte. Bun, ții de ușa acolo. Da. Doi, trei, șapte, șapte. Ăla-i. Ia fi atent. Haide, mă. Nu mai am de astea, mă? A. Păi n-am ținut niciodată sistemul ăsta. Dar eu nu l-am ținut niciodată, mă, nu l-am înțeles, mă. Nu-ți fie frică de ei, da? Da, da. Le zici de în cale de văr morților. Da? Așa le zici. Să trebuie. Să trebuie. Fuzi. Aoleu. Coi. Ce pula mea te-a învățat cu oare să-l omoră. Ce pula mea? Direct, gata, am scăpat. Vai mor, pula! Bă, trebuie să ne toți, bă! Bă, îmi iau bancul ăsta, bă! Coai, ești fenomenal! Te vreau în gașca mea! Dacă vine poliția, bă! Mă doare burta cu aia, mai mare. Băi, cum s-a dus la ea? Bă, dar ce a zis săracul polițist, mă? Nu știu, a zis ceva, că să vorbim, nu știu ce, lasă cuțitul jos, bam, direct. Bă, e ok, nu am făcut armă nimic, da. Bă, dar să nu mai faci de asta, că nu-i legal, mă. Dar ce are? Mă, coiță, trebuie să mai... Legal? Nu-i legal, bă, e legal. Zici ce, jafă, e legal? Nu, mă, dar trebuie să vorbim un pic cu... Zici lumea că suntem de la socoliști, mă. Înțelegi? Să-i las să vorbească, că ei n-au venit să ne omoare acolo. Păi trebuia să iasă și el cu pistolul, să se apere. Corect, da, aici, da, trebuia. Adevărat, Ardelen, trebuia să iasă și el cu un pistol ceva. La mea iese cu mâinile sus la jaf din mașină. Mamă, coai, ești bun lav la cap. Băi, dar cum s-a dus la el, deci? Asta e fază de filmat, trebuie să fac un episod. Păi și acum ce facem? Mergem la altul. Perfect. Dar nu-i mai omorâm, mă, lasă-i dracului să vorbească cu noi. Că-i las un pic și le dau după. Ne trimite ăștia în banat, mă, stai cu minte. Știi ce zic, da? Eu știu ce zici, da? Da. Eu cred că vrei să fii rău cu ei. Bă, dar cum s-a dus și mai răi, mai dintr-o bucată, așa. Da, ce-a plecat el, simplu. Eu am crezut ce-și vorbește cu ei, bă. Și deci mergem să-i dăm un prim ajutor? A?
Mergem să-i dăm un prim ajutor? Ce pula mea să-i mai dăm? Măcar să-i luăm insigna din piept. Păi, poate-l găsesc colegii. Da. Ia-o-s poliția. Ești gata de puțin acțiune? Da, hai că vorbesc cu... Ia uite. Le dau și la astea? Nu, 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 stai cu minte. Hai să o schimbăm de o dreapă. Arată-le muiele aia. Ce-a făcut și ăla, mă? Te-a remașercat. Chefu, ești bine? Opte de icotu. Avem aici un prieten care jefuiește mașina. Stai în mașină. Te ajut pe băieți. Te-a ajutat de tot, te-a lăsat pe jos. Te duc undeva? Dacă poți să mă urmărești, dacă poți să mă urmărești pe băiatul ăla, da. Hai să vedem, dar unii s-a dus stânga parcă. Stai așa să-l lungi pe băiatul ăsta cu golful, că e un prieten de-al meu. Să ține după noi. Bă, ăsta a crăpat, frate, stai să chem salvarea. Ce faci, bă? Ce să fac? Alexander, tu ești? Da, ies. Hai să chem un pic salvarea, mă, să-l ajungi pe ăsta. Dar în slobos pe ăsta. E ce, e gabă sau ce? Nu știu ce. Poliția. Și la poliție în același timp să spun că mi s-a jefuit. Păi mergi tu acolo la secție. Stai că sunt picărnat, bă. Hai, domne, și acolo aveam și pistolul și tot, am permis. Păi eu iei, tu tot scos de la garaj. Ce pula. Toate alea înăuntru? Păi. Păi nu știu, are, poate să fie e, că sunt nou în oraș. Nu, cred că poate. Domnule, este aici la mine, am găsit un băiat întins pe stradă. Zace, fără suflare, puteți veni să-l ajutați? De unde l-am? De la... Da, da, faceți voi un SOS acolo. Ok, o să fac, e mire. Bună întrebare, habar n-am de unde l-am. A, da, 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 l-am câștigat la ta norocului aici. Domnul, acum e. Am găsit, gata. Pare, vă zic, vreau. La revedere. Da, am zis că în orice caz, mai bine să amână așa în caz de orice... Hai băi, urcați! Zic că vine salvarea acum. Deja de 3 ore am fost jefuit. Mi-ești mai ce să zic. Domnule, dacă vreți siguranță și încredere, veniți la SOA acolo, că vă ajutăm noi. Hai, că mă bag la SOA. Deci merge da. Să dăm al jaf? Da, mă, merge. Stai și eu la să vedem. Hai să dea un briceac și lui prietenul meu. Stai să-mi cumpăr un cuțit ceva, zic de unde cumpăr. Păi și eu l-am primit, nu știu de unde să cumpăr. Da, și dai unul și pentru el? Nu, nu mai am, ți l-am dat ție, că am zis că stai și speri, dar nu te mai du așa la ei rachetă. Hai să dăm unul mai încolo, să luăm ceva. Ce și aia furat? Și nu ai ceva pistol, ceva să-ți cumpăr? Nu, mă, frate, că și eu sunt nou în oraș. Trebuie să mă apuc să cumpăr. Da, e gangul meu. Ai gangul tău? Hai că mă bag și un gangul tău. Dar mă bag și pe mine, e oficial de asta. Câte zile aveți în... Câte luni aveți în orașul ăsta? Multe, nu știu. Verificăm și nu uităm. Sunt niște reguli, știi? Da, aici a fost ăsta. Tu, tu câte luni ai? Aproape... 5 sau 6. Ia să vedem aici. Da, noi am fost înainte, când a fost furtuna mare, știi? Aha. Și atunci eram șmecher, am avut Las Vegas, știi? Mhm. Uh-huh. Și acum, gen, încă sus. Hai încă. Băi, dar nu-i mai omorât cu aia. Nu. Lasă-i să vorbim cu ei, stai să trag mașina mai încă. Păi vorbesc un pic cu ei și da. După le dau.
Nu știu, ia suci gași, păi. Nu-i mai omoră, lasă-i să fie în viață și discutăm cu ei, că nu-i lasă să plecăm și după aia râdem noi de ei. Dar intrați înăuntru, bă! A, dracu, ăsta l-a jefuit cineva, mă. L-a jefuit cineva, da. L-a zis că l-a jefuit acum. Avem și un damage. Următorul. Și cum face banii? Păi dă bani murdar, nu știu pe unde să-i fac. Dar vă plătesc eu, vă dau eu bani. Cum? Îi speli pe Caio. Pe Caio? Așa da, așa era înainte. Da, dar ideea e că acolo nu-i, nu-s mafios pe acolo. Păi eu am fost în Vagos, eu am avut Vagos. Păi tu nu ai soa, nu te înțelegi cu ei, sunteți... Nu, că nu m-am întâlnit niciodată cu ei, nu cu gangul ăsta, nu m-am întâlnit niciodată cu liderii. Las că mă aștept pe mine, băieții, că am fost Vagos. Dar mamă, trebuie neapărat pistol. Vezi ce a făcut ăsta cu aia, și am spart un magazin cu el. S-a dus și a dat brișcă în gât la polițiști direct. Da, am văzut pe live, văd-o, nu-i cum, nu. Dar și ăla prost, că n-a scos o armă nimic. Da, fără mișto, am crezut că scoate arma și cream că prima oară m-am gândit că îmi dă niște gloanțe, bam, 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 mă feresc și dau direct, dar dacă cobor cu mâinile sus, ce-i cu la mine? Păi, lăsă-l, văd, degeaba. Oricum își dă respawn și are aceeași... Stai că m-a luat durerea de cap. Ce, nu-ți durlează PC-ul? Ba da, ba da, dar ne-am luat calmante de-astea. Am înțeles de la cineva că gen băncile astea trebuie să vorbești cu sindicatul să le... Ți-am zis, n-ai problemă, că sunt eu, mă știi sindicat. Tu ai avut vreodată, ai vorbit cu sindicatul? Nu, am salvat președintele de la un act terorism. Eu mă știu. Ia să vedem asta. Cât ai luat? N-am luat nimic, că nu... Trebuie să fac să rămână astea deschise. Dă-te mă, bagă-te magazin și du-te mai departe. Bă, dar nu merge ăsta, mă, de ce nu merge? Câți bani murdare pe acum? Vă bateți, că nu am cum să vă dau... Cât ai? Câți bani murdare? 3 bani, parcă. Cum adică 3 bani? 3 bani, atât am. Cât bani? Cum adică, mă, cât să dai în curăție? Ah, 9.050, cred. Mă, puțin. Și mașina asta cât costă, de exemplu? Să înțelegi noi, economia și... Nu e băgată, e dat de la primar, gen că l-am salvat. Aaa, că mai... Nu vedeți și mie una de asta. Richard, știi, și... 4, 3... Hai că încerc să-i dau. Fute. Dacă ar merge și dracile astea. Bă, n-am înțeles niciodată cum merg astea. Dacă vine poliția aici, încă filmăm un film. Merge și... Lăguit. Nu mă zic că e magazinul meu ce-a venit să scop bani. Ia, gata. Și-am apăsat din greșeală. Mamă, fiți atenți aici ce le zic. Bă, nu-i mai omorât când duci un banat, nebunule. Nu, eu omor, băi. Stai, bă, flocea, n-ai, nu te mai chiri, dar după că face frumos. Ele că vrem cale liberă, știi? Da. Bă, Alexander. Mă fac că te iau pe tine, că te am pe tine, stai. Nu, mă, nu fă de astea, că... Doi, trei, șapte, șapte. Nu-i bun asta. Ai dat mașa la frighidii?
am dat-o la o casă. Dar nu prea mai vin ăștia, ai problemă. Nu uite-l ce de-a dracului merge, mă. Dar rupi, frate, în lag. Mamă, frate, deci faza aia a fost fenomenală. Deci 9-5-6. Hai. Nici n-am mai venit. Ce pula. Next. Stai aici. Uite și pe ăștia de la pânte. Dar ce-s cu ăștia, mă? Azi de la pânte, n-ai treabă. De la ce? De la pânte. Ce pula mea. Stai că s-a teleportat cineva. O fi admin? Probabil, nu știu. Salut. Ne auzi? Te-ai dat pe noi sau mi s-a părut nou? Nu, acum am dat, nu vreau. Ah, ok. Ești curcan? Curcan. Nu. Pe de ți-ai ajuns. Ești curcan? Cu patru aripi. Am nu, înțeleg. Ești polițist, împușcan sau? Nu, mă, nu. Ah, ok. Hai, mă, să zicem că e polițist și ăla împușcan. Auziți? Dar unde vă duceți? Ne plimbăm, pe gazi. Jefuim și noi, magazin, femei, oameni ca tine cu... Taxă de... Dacă vrei să vii cu noi să te bagi 1 milion. Lăsa. Și taxa de protecție, dacă ai plătit-o. Ha. Ai plătit-o? Lasă-l, mă, în pace, vină cu aici. Cu aia te bate, are armă. Ai plătit-o? Care armă, ai grijă. Lasă-l, mă, care armă, vină cu aici. La cine? La... Dă-l, mă, zi să... Du-te mai băga, mă, că te omoară. Da, mă, pula mea, mă. Ce arăt să ascult și tu, că sunt alții care au trancane și noi n-avem nimic. Ce fac eu cu briceacul, nici nu știu ăștia. Nu face zonă cu sale. Da. L-am văzut, nu pot să-l contrazic aici. Iar ți-a lăsat caza noi aici? Păi, o l-am. Da, nu e al meu. Nu, e al lui. Al lui. Aceasta e serviciu sau? Da. Bă, mișto, nu știu unde s-a inspirat, mi se pare că din acolo aș rămas sigur. Stai, deschid poarta. Dați-vă jos. Păi. Bun, păi și cum începem gangul? Dacă vrei să faceți treabă. Fii atent, eu știu cum se face. Vrei să mă ascult sau începi? Vrei să... Ascult, ascult. Bun, fii atent. Deci îți iei 3-4 oameni, gen, de încredere. Pe ăștia ai ții, să ai oameni de jefui, de moțuri, de acțiuni. Și pe ce mai strângi vreo 3-4 oameni, gen să fiți întotdeauna vreo 5. Atunci vă băgați la săgeți, la astea, știi? Dar dacă nu, dacă îi pui oamenii la muncă, de la început, n-o să intre nimeni la tine, pentru că sunt alte familii mult mai șmechile. Lasă că bani am, nu-i problemă. Ne descurcăm. Mâine seara la ora 8, ne întâlnim aici, eu mă duc la Nani Coca. Da? Dă-mi și mie numărul tău de telefon. Da. Și vă sun eu. Acum. Ia dă-ți masca aia jos, plâncăciosule. Brișcare, așa spun numele acum. Ce fă, bă, traia, bă? Dacă mergem mai greu la mine.
La mine. A, mă, mai râd cu băieți. Ai telefon cu metraj? Normal că am, dar stai că merge mai greu la mine. Nu, 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 tu. Păi și cum îl scot din buzun? La tine se vede că nu prea ai mai avut tangențe cu orașul de astea. Nu, nu, nu prea. Pe prima dată? Pe orașul ăsta, da. Dar în general? Aoleu. În general... Cheamă o salvare, repede. Da. Și cum scot telefonul? Dacă nu las că dor lângă mașina aici. Nu, 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 gata. Bă, ce dracu are, mă, de... Bă, eu l-am aici în buzunar, dar cum dracu-l scot? Capa. Păi și... Ce s-o buzul pui? Păi și doar banca aici. Acum am venit să ies. A? Am dat pe MFF. A, vine? Dar duceți-vă la poartă să vedeți dacă poate să vină medicul. Că nu cred că am închis poarta. Poate să sară, gărătă, dar e închisă ușa asta. Ula. Mi-a părut că ești un. Ia-mă un pic în cară și du-mă la poartă. Nu merge, carul. Dar, nu știu cum e comanda. C-A-R-R-Y. Nu e nici așa. Așa era înainte. Dacă nu duci la poartă, zici la medic să vină încoace. F1, iau-i. Ce pula mea. S-a rămas blocat. Bă, fără, nu-i nimic pe F1 cu cara. Nu mai poate ieși nimeni de aici, am cam închis ușile. F1, stai așa, cetățeni. Escortă. Leșe escortă. Stai așa. Aici rămân ai mei. Aha. Poți să deschizi asta? Nu pot. Pula. A rămas aici. Așa bolanii stăm, băi. Ca așa bolanii stăm aici. Salut. Da. Salut, uite, salut. Băiatul a murit și nu merge telefonul să sună la asta la medic. Și nu putem deschide ușa că-s mort. Deci eu apăs pe capa. Tu ca helper poți cumva să deschizi ușa și gen rolăm că îi luăm lui cheile de la garaj și o deschidem noi. No, nu prea, n-ai fi. Dar și să-mi dea mie. Și un grad mai mare. Păi, da, cel mai mare grad aici. Supervizor. Poate... Poate nu înțeleg eu cum funcționează telefonul. Apăs pe capa și păi, tăi atunci a lui un pic. Capa. Capa nu ai. Ascultă-mă. Deci deschizi telefonul de pe mână. Vezi că e acolo în dreapta servis. Și acolo vezi că sunt medicul. Dai jos de tot și ai medicul. Bă, deci eu am telefonul cântat, dar... Mă, dar nu poate intra medicul aici. Bă, mai auziți voi? Da. Explicați-i că nu poate să vină mediu. Să deschidă ușa și după îl omor la loc? Mi-am aruncat telefonul din greșeală. O să-mi dai un telefon? Că mi-am aruncat din greșeală. Dă ușat un telefon la 5 lei. De unde mi-am? De la Den, de unde? De la magazine. Nu mai au că le-am... O să mă duci la un magazin să vă spun eu telefon că... Spuneți parola, bă, băieți! Parola? Ah, ce faceți, domnul medic? Am venit la apel. Da, cum? Stai, okay. Nu puteați intra acolo. E o mic, ba, așa de aici, că îți faci mai dat apelul, că să trească e mort. Deschide-le ușa.
Nu, lasă-i acolo, lasă-i acolo, șobolan mort să fie acolo mâine dimineață. Deschide-le. Ia uite cum stau, mă. Continuați de aici. Tu erai mort, nu? Nu, eram rănit. Mi-a căzut cricketul prin gist. Rănit, oricum. Nu, dar cu pistolul, că niciodată n-am primit unul. Nu, dar cum ai vrut? Deodorant. Dar oricum nu contează. Să sunt, să mort banca. Deci trebuie să rămână mort sau că pot eu, nu-i problem. Vorbește, dacă mă rog, plec medicul. Medic, fă o factură de 10.000 și ți-i dau eu înapoi. Îl auzim? E 58. Hai și rulăm că m-ai ajutat tu, că ai venit aici și m-ai ajutat. Deci mă aveți să vă ajut cu ceva, că am primit o alertă ca polițist. Se dă jaful undeva? Nu, nu. What's up, fine. Gata, domnul, o zi bună. No, salut. Au, stai așa, am eu o întrebare. Dacă e jaf undeva și da, polițistul coboară cu mâinile sus, am voie să-l omor direct? Nu. De ce? Trebuie să negociez, trebuie să faci minimul de rol. Ce să negociez? Să negociez cu el, la jaf. Trebuie să faci minimul de rol. Băiatul e nou aici, știi, și a făcut o greșeală. A dus direct la el, s-a speriat și a dat brișcă mare. Păi nu mi se pare greșeală aia chestia. Păi asta așa este aici, așa este regulamentul serverului, n-am ce să fac. Înțeles, da. Cream că la Jav, dacă n-am o static, n-are ce să negocieze cu mine și vine direct. Poți să-i dai o parte din pradă și el o să te lua să pleci 10 secunde sau na. Înțeles. Așa aici. Da, oricum l-am omorât și am fugit, n-a apucat să vadă cine suntem, dar noi am recunoscut pe de-a. Știu ce zici, mă mai ajut ceva? Nu, nu. Niște bani, ai pe datorii, ne dai și nouă. Bani am, da. Raul. Păi dă-ne. Nu, glumim, glumim. Dale, nu știu. Mai să fain. Hai, bun. Ne vedem. Da, salut. Salut, noapte bună. Vrei ții? Mâine. Si. La ora 9. Ne vedem aici. Nu cred că suntem în oraș la 9. Noi seara, așa, ca acum. Păi când mă găsiți acolo așa pe display-ul ăla unde m-ați găsit voi. Am înțeles, ok. Bun, și a? Până acum ce vrei să facem? Eu mă duc că facem armă, ce vrei să facem? Nu se bagă, lasă. Ai, tu ai pistol la tine, ceva armă? N-am și nimic, tu? O să vorbesc cu cineva. Ia stai să dau un telefon, stai așa. Ia dă. Vrei să sună pe cineva? Membru sindicat sau ceva, că faci, cumpărăm, nu-i problemă. Nu cunosc pe nimeni, sau, trebuie să facem... Că cumpărăm, nu-i problemă. La început e mai greu, dar după aia ușor, ușor. Stai așa. Mamă, mi-a sit un medic în oraș, bă. I-am furat telefon. Nu, nu este, nu e în oraș. N-am ce să fac. Păi cam așa facem, ne auzim mâine atunci. Căutăm armii cine mai trebuie nou. După aia trebuie să angajăm și mecanici, ca să avem o scuză de unde facem bani. Corect. Da? Bă, da, da. O să vezi că e vășeala asta, dar o găsim, hai că facem. Hai că facem ceva, nu-i bani. Hai. Oricum a fost fain, cu citare, să nebunesc, nu e sănătos. Te pup, te pup. Te pup. Hai, aveți grijă de voi. Te pup, noapte bun. Bă. Oamenii au fost mai ăsta, frate. Deci după live o să mă uit la faza aia, bă, cum s-a dus omul, rachetă. Bă, cam ăsta a fost live-ul în seara asta, sper că v-a distrat, eu am râs, mulțumit băiatul ăsta acum la urmă, a făcut o fază de... Asta e cam la ghici, nici de bani, nici de sancționat, pentru că da, într-un fel are dreptate, polițistul n-a venit cu nicio armă. Mă rog, băi, v-am pupat, noapte bună, aveți grijă de voi, o săptămână faină. Spor la lucru, scoală dacă aveți, serviciu și mai aveți voi. Las că e just, sper să revii și pe Facebook. Nu cred că revin pe Facebook, Traian, nu cred, momentan nu. Aici mă găsești. Hai, v-am pupat, noapte bună.